Gobseck, Cămătarul, de Honoré de Balzac. Lectura Simona Soare Ivănescu. Domnului baron Barșu de Penoan. Dintre toți elevii de la Vendôme, noi doi suntem, cred, singurii care s-au întâlnit în cariera literară, noi care ar fi trebuit să cultivăm numai De Viris. Iată opera la care lucram când ne-am reîntâlnit, în vreme ce tu munceai la frumoasele tale lucrări asupra filosofiei germane. Astfel, nici tu, nici eu nu ne-am părăsit vocația, fără îndoială că, citindu-ți numele aici, vei încerca aceeași plăcere pe care am avut-o eu când l-am înscris. Semnat vechiul tău camarad de colegiu, de Balzac, 1840. Într-o noapte din iarna anului 1829-30, pe la ora 1, în salonul vicontesei de Grandlieu, se mai aflau două persoane care nu făceau parte din familia ei. Un tânăr chipeș, auzind bătaia pendulei, ieși. Când uruitul trăsurii răsună în curte, vicontesa, văzându-l numai pe fratele ei, care termina partida de pichet începută cu un prieten, se îndreptă spre fiica sa. Aceasta, stând în picioare în fața căminului din salon, părea că cercetează o vizieră străvezie și asculta uruitul trăsurii într-un fel care îndreptățea temerile mamei sale. Camelia, dacă te vei purta și de acum încolo cu tânărul conte de Rostov ca nastă seară, mă vei sili să nu-l mai primesc. Ascultă-mă, copila mea, dacă ai încredere în dragostea ce ți-o port, lasă-mă să te călăuzesc în viață. La 17 ani nu poți judeca nici viitorul, nici trecutul, nici anumite principii sociale. Vreau să-ți spun un singur lucru. Mama domnului de Rostov e o femeie de familie proastă, în stare să înghită milioane, o fostă domnișoară Goriot, despre care s-au spus multe pe vremuri. S-a purtat așa de urât cu tatăl ei, încât nu merită fără îndoială să aibă un fiu atât de bun. Tânărul conte o adoră și o ajută cu un devotament demn de cele mai mari laude. Are o grijă deosebită de fratele și de sora lui. Dar oricât de minunată i-ar fi purtarea, adăugă contesa cu subînțeles, atâta timp cât îi va trăi mama, nici o familie nu va cuteza să încredințeze tânărului Resto viitorul și averea unei fete. Notă. O fostă domnișoară Goriot. În romanul lui Balzac, Moș Goriot, 1834, fetele acestuia, dintre care una este tocmai soția contelui de Rostov, sunt nerecunoscătoare față de el. Așadar, Balzac avea în minte subiectul lui Moș Goriot în momentul când scria Gobseck, 1830. Este un exemplu de felul cum Balzac se gândea la mai multe romane deodată și își vedea personajele în mișcare. Am încheiat nota. Am auzit câteva cuvinte care mă îndeamnă să intervin în discuția dintre dumneavoastră și domnișoara de Grandlieu, exclamă prietenul familiei. Am câștigat, domnule conte, adăugă el, adresându-se partenerului său. Vă părăsesc pentru a veni în ajutorul nepoatei dumneavoastră. Iată ce înseamnă să ai urechi de avocat, rosti vicontesa. Dragul meu, Derville, dar cum de-ai putut auzi ce-i șopteam Cameliei? V-am înțeles privirile, răspunse Derville, așezându-se într-un jilț din colțul căminului. Unchiul se apropie de nepoată, iar doamna de Grandlieu se așeză pe un taburet între fiica ei și Derville. A sosit momentul să vă povestesc o întâmplare care vă va face să vă schimbați părerea despre situația contelui Ernest de Rostov. O întâmplare, strigă Camelia, povestiți-ne-o cât mai repede, vă rog. Derville aruncă doamnei de Grandlieu o privire care o făcu să înțeleagă că ceea ce îi va spune el o va interesa. Vicontesa era, prin averea și vechimea numelui ei, una dintre cele mai de vază femei din cartierul Saint-Germain. Notă. Saint-Germain, cartier din Paris locuit de familiile nobile. Am încheiat nota. Și, deși îi părea nefiresc ca un avocat parizian să-i vorbească pe un ton atât de familiar și să aibă în casa ei o purtare atât de nestingherită, acest fenomen poate fi ușor explicat. Doamna de Grandlieu, care se întorsese în Franța împreună cu familia regală, se stabilise la Paris, unde trăise la început numai din ajutoarele acordate de Ludovic al XVIII-lea din fondurile listei civile, ceea ce era o situație de nesuportat. Avocatul avusese prilejul să descopere unele vicii de formă în vânzarea casei Grandlieu, efectuată pe vremuri de către Republică, și ceruse ca această casă să fie restituită vicontesei.
A deschis procesul după o convenție prealabilă și l-a câștigat. Încurajat de acest succes, a folosit cu atâta iscusință procedura împotriva nu știu cărui așezământ religios, încât a obținut restituirea pădurii ce-i aparținuse lui de Grandlieu. Apoi a mai recuperat câteva acțiuni ale canalului Orléans și câteva imobile destul de importante cu care împăratul înzestrase o serie de așezăminte publice. Refăcută astfel, datorită iscusinței tânărului avocat, averea doamnei de Grandlieu s-a ridicat la un venit de aproape 60.000 de franci în perioada legii asupra indemnizațiilor, care i-a adus sume enorme. Foarte cinstit, priceput, modest și sociabil, acest avocat devenise prietenul familiei. Cu toate că serviciile făcute doamnei de Grandlieu i-ar fi putut asigura prețuirea și clientela celor mai distinse case din cartierul Saint-Germain, el nu profita de pe urma acestei situații așa cum ar fi profitat un om ambițios. Dimpotrivă, respingea propunerile vicontesei, care ar fi vrut să-l vadă renunțând la avocatură și să-l lanseze în magistratură, carieră în care, datorită relațiilor ei, ar fi avansat foarte repede. Cu excepția casei Grandlieu, unde își petrecea uneori serile, avocatul nu ieșea în societate decât în interes de afaceri. Era nespus de fericit că putuse să-și pună în lumină calitățile datorită devotamentului său față de doamna de Grandlieu, căci altfel ar fi riscat să-și ducă de râpă biroul. Derville nu era făcut să fie avocat. De când contele Ernest de Restaud începuse să vină în casa vicontesei și Derville descoperise simpatia Cameliei pentru acest tânăr, el o vizita pe doamna de Grandlieu tot așa de des cum ar fi vizitat-o un filfizon din Chaussée d'Antin, proaspăt primit în cercurile nobilului cartier. Notă: Chaussée d'Antin, cartier al familiilor parvenite de banchieri. Am încheiat nota. Cu câteva zile mai înainte, la un bal, aflându-se alături de Camelia, îi spusese arătând pe tânărul conte: păcat că băiatul ăsta nu are vreo 2-3 milioane, nu-i așa? Nu văd în asta nicio nenorocire, îi răspunse ea. Domnul Restaud are multe calități, este cult și bine văzut de ministrul pe lângă care lucrează. Nu mă îndoiesc că va ajunge un om cu vază. Băiatul ăsta va găsi bani cât îi va pofti inima în ziua în care va ajunge la putere. Desigur, dar dacă ar fi bogat de pe acum? Dacă ar fi bogat, spusese Camelia roșind, toate fetele care se găsesc aici s-ar întrece să-l cucerească, și arătase spre perechile ce dansau un cadril. Și atunci domnișoara de Grandlieu n-ar mai fi singura către care și-ar îndrepta el privirile. Iată de ce ați roșit. Vă place, nu-i așa? Haideți, mărturisiți. Camelia se ridicase brusc. Îl iubește, gândise Derville. Din ziua aceea, Camelia început să fie neobișnuit de binevoitoare față de avocat, dându-și seama că acesta încuvința sentimentele ei față de contele Ernest de Restaud. Până atunci, deși știa cât de îndatorată era familia ei față de Derville, îi arătase mai degrabă atenție decât prietenie adevărată, politețe mai degrabă decât căldură sufletească. Purtarea, ca și tonul vocii lui, o făcuseră să simtă întotdeauna distanța pe care o punea între ei o anumită etichetă. Recunoștința este o datorie pe care copiii nu o acceptă întotdeauna. Această întâmplare, rosti Derville după o clipă de tăcere, îmi amintește de singurele momente romantice din viața mea. Vă vine a râde când auziți că un avocat vorbește despre romanul vieții sale, adăugă el. Dar am avut și eu, ca oricare altul, 25 de ani și la vârsta aceea apucasem să văd multe lucruri ciudate. Trebuie să încep prin a vă vorbi despre un personaj pe care nu aveți de unde să-l cunoașteți. Este vorba de un cămătar. Încercați să vă închipuiți figura lui palidă, lividă, fața lui pe care, cu îngăduința Academiei, mi-aș permite să o numesc lunară. Atât de mult seamănă cu o argintărie de pe care s-a luat poșghița de aur. Părul cămătarului era lins, pieptănat cu grijă și avea culoarea cenușii. Trăsăturile feței sale, la fel de neclintite ca ale lui Talleyrand, păreau a fi turnate în bronz. Notă: Charles Maurice de Talleyrand, diplomat și om politic fără scrupule, 1754-1838. Am încheiat nota.
Ochii lui, mici și gălbui ca de viezure, erau aproape lipsiți de gene și se fereau de lumină, de altfel erau apărați de cozorocul unei caschete. Nasul lui ascuțit era atât de ciupit încât putea fi asemuit cu un sfredel. Buzele îi erau subțiri și semănau cu ale alchimiștilor și ale moșnegilor mărunței pictați de Rembrandt sau Metsu. Notă: Gabriel Metsu, ortografiat Metzu sau Metsu, pictor olandez excelând în scene de interior, 1620-1667. Am încheiat nota. Vorbea încet, cu o voce domoală și nu se enerva niciodată. Vârsta lui era o enigmă. Nu se putea ști dacă îmbătrânise înainte de vreme sau își păstrase pentru vecie puterile tinereții. Totul era curat și sărăcăcios în camera lui, care, începând cu stofa verde de pe birou și terminând cu învelitoarea patului, semăna leit cu locuința lipsită de căldură a fetelor bătrâne care își petrec ziua lustruindu-și mobilele. Iarna, tăciunii îngropați în cămin sub un strat gros de cenușă fumegau fără să ardă. Mișcările lui, de când se deștepta și până seara, când îl apucau accesele de tuse, aveau regularitatea unei pendule. Era întrucâtva un om mecanic, pentru care somnul însemna întoarcerea arcului. Atingeți un hârcăiac, ce se mișcă pe hârtie, și veți vedea că se oprește și se preface că e mort. Tot așa și omul acesta, ca să nu-și forțeze vocea, își întrerupea fraza la mijloc și tăcea, dacă auzea pe stradă vreo trăsură. Imitându-l pe Fontenelle, își economisea mișcările trebuincioase vieții și își concentra toate sentimentele omenești asupra propriului său eu. Notă. Bernard Le Bouvier de Fontenelle, scriitor francez cunoscut atât pentru operele sale de popularizare a științei, cât și pentru excepționala sa longevitate, 1657-1757, am încheiat nota. De aceea, viața lui se scurgea fără să facă mai mult zgomot decât nisipul unui orologiu antic. Uneori, victimele lui strigau, se mâniau, apoi se lăsa o tăcere grea ca într-o bucătărie după ce se taie o rață. Către seară, omul bancnotă devenea un om ca toți ceilalți, iar metalul lui se prefăcea într-o inimă omenească. Dacă era mulțumit de rezultatele zilei, își freca mâinile, lăsând să-i scape printre zbârciturile adânci ale feței un abur de veselie. E cu neputință să descrii altfel jocul mut al mușchilor feței sale, care îți dădeau senzația râsului fără rost al unui sălbatic. În sfârșit, chiar în cele mai puternice accese de veselie, conversația lui rămânea monosilabică, iar ținuta lui era totdeauna negativă. Astfel arăta omul pe care întâmplarea mi-l hărăzise ca vecin în locuința mea din strada Grey, pe când eram doar ajutor de avocat și terminam anul al treilea la drept. Era o casă fără curte, o casă umedă și întunecoasă. Apartamentele nu primeau lumina decât din stradă. Se vede că această clădire fusese cândva aripa unei mănăstiri, după felul monahal în care era împărțită în încăperi de mărime egală și neavând altă ieșire decât un coridor lung, luminat prin niște ferestruici zăbrelite ce dădeau spre curtea vecină. Intrând în atmosfera apăsătoare a acestei clădiri, unui tânăr de familie bună îi pierea buna dispoziție mai înainte chiar de a bate la ușa vecinului meu, omul și casa se asemănau. Cămătarul părea un melc în cochilia lui. Singura ființă cu care avea relații sociale eram eu. Venea să-mi ceară foc, să-mi împrumute o carte, un ziar, iar seara îmi îngăduia să intru în chilia lui, unde stăteam de vorbă dacă era în toane bune. Aceste dovezi de încredere erau rodul a 4 ani de vecinătate și al traiului meu așezat, care, din cauza lipsei de bani, semăna foarte mult cu al lui. Avea oare părinți sau prieteni? Era oare bogat sau sărac? Nimeni n-ar fi putut răspunde la aceste întrebări. Nu l-am văzut niciodată mânuind bani. Averea lui se găsea desigur în pifnițele băncii. Își încasa singur polițele, alergând pe străzile Parisului cu picioarele lui sfrijite ca ale unui cerb. Era de altfel martirul propriei sale prevederi. Odată, din întâmplare, avea aur la el. Nu știu cum de-i căzu din buzunar un Napoleon. Un locatar care venea în urma lui pe scară îl ridică și îl întinse. Nu mi-aparține, răspunse el cu un aer mirat. Eu să am aur? Aș trăi oare cum trăiesc dacă aș fi bogat?
Dimineața își pregătea singur cafeaua pe o lampă de tablă pe care nu o mișca niciodată de pe consola înnegrită a căminului. Patronul unui birt îi aducea prânzul. Bătrâna noastră portăreasă urca în fiecare zi la o anumită oră ca să deretice prin cameră. În sfârșit, ca o ciudățenie pe care Sterne ar numi o predestinare, acest om se numea Gobseck. Când mai târziu m-am ocupat de afacerile lui, am aflat că atunci când ne cunoscuserăm avea aproximativ 76 de ani. Se născuse pe la 1740 în Mahalalele Anverului, era fiul unei evreice și al unui olandez și se numea Jean Esther van Gobseck. Știți cât de mult s-a vorbit la Paris despre asasinarea unei femei numită frumoasa olandeză. Vorbindu-i întâmplător despre aceasta fostului meu vecin, el mi-a spus fără să se arate interesat sau surprins. Era fiica nepoatei mele. A fost singurul cuvânt pe care i l-a smuls moartea unicei sale moștenitoare, nepoata surorii sale. Am aflat din dezbaterile procesului că frumoasa olandeză se numea într-adevăr Sara van Gobseck. Întrebându-l cum se face că nepoata surorii sale purta același nume cu el, mi-a răspuns surâzând: în familia noastră femeile nu s-au măritat niciodată. Omul acesta ciudat nu a vrut să se întâlnească niciodată cu vreo femeie din cele patru generații cu care se înrudea. Își ura moștenitorii și nu concepea că averea lui ar putea aparține vreodată altcuiva, chiar și după moartea sa. Mama lui îl tocmise încă de la 10 ani ca ucenic marinar pe un vapor cu destinația Indiile Olandeze, unde a navigat timp de 20 de ani. De aceea zbârciturile de pe fruntea lui galbenă ascundeau taina unor întâmplări înfricoșătoare, a unor spaime cumplite urmate de surprize salvatoare, a unor peripeții romantice și a unor bucurii nemărginite. Chinurile foamei, ale dragostei călcate în picioare, primejduirea, pierderea și neașteptata regăsire a averii, viața pusă de atâtea ori în pericol și salvată datorită unor hotărâri de o cruzime justificată de urgența lor. Cunoscuse pe domnul de Lally, pe domnul de Kergarouë, pe domnul de Stan, judecătorul de Suffren, pe domnul de Portandruer, pe lordul Cornwallis, pe lordul Hastings, pe tatăl lui Tipo Saeb și pe Tipo Saeb în persoană. Notă. Lally, Kergarouë, Estan, Suffren, Portandruer, Cornwallis, Hastings, Tipo Saeb, nume de guvernatori în colonii și ofițeri de marină în general reale. Thomas Arthur de Lally a fost guvernator general al Indiilor franceze 1702-1766. Henri de Stan a fost amiral și a luptat contra englezilor în India și în America 1729-1794. Suffren a combătut și el pe englezi în India în secolul al XVIII-lea. Warren Hastings a fost guvernator al Indiilor engleze 1732-1818. Tipo Saeb sau Sahih, nabab indian, a ținut piept englezilor tot în secolul al XVIII-lea, iar Kergarouë și Portandruer sunt personaje din alte povestiri ale lui Balzac. Am încheiat nota. Tipo Saeb era de felul lui din Savoia, îl slujise pe Madaji Sindiah, rege din Delhi, contribuise în mare măsură la întemeierea puterii dinastiei Mahraților și făcuse afaceri cu Gobseck. Avusese relații cu Victor Hugues și cu mulți corsari celebri, căci locuise multă vreme pe insula din Antile, Saint-Thomas. Bătuse într-adevăr toate drumurile pentru a se îmbogăți, încercând chiar să descopere aurul unui trip de sălbatici vestit în împrejurimile Buenos Airesului. În sfârșit, nu era străin de niciunul dintre evenimentele războiului pentru independența americană, dar când vorbea despre Indii sau America, ceea ce nu i se întâmpla decât foarte rar, cu mine și cu nimeni altcineva, părea că săvârșește o indiscreție pe care o regretă. Dacă iubirea de oameni, dacă sociabilitatea ar fi religie, Gobseck ar putea trece drept un ateu. Deși îmi pusesem în gând să-l cercetez mai îndeaproape, trebuie să mărturisesc spre rușinea mea că mi-a fost cu neputință până în ultimul moment să pătrund în sufletul lui. Uneori mă întrebam de ce sex este. Dacă toți cămătarii seamănă cu acest Gobseck, cred că sunt cu toții de gen neutru.
Rămăsese credincios religiei mamei sale și îi socotea pe creștini o pradă. Devenise catolic, mahomedan, brahman sau luteran, nu am aflat niciodată nimic despre părerile lui religioase. Părea mai degrabă indiferent decât necredincios. Într-o seară am intrat în camera acestui om prefăcut în aur, căruia prin contrast sau în bătaie de joc, victimele lui, pe care le numea clienți, îi dăduseră numele de Taika Gobsek. L-am găsit în fotoliu, nemișcat ca o statuie, privind cu ochii fixi consola căminului pe care părea că își recitește polițele. O lampă fumegând, pe vremuri de culoare verde, arunca o lumină care, departe de a înviora fața, îi scotea și mai mult în evidență paloarea. Mă privi în tăcere și mi-arătă scaunul care mă aștepta. La ce se gândește ființa asta, îmi spuneam eu, știe el că există un Dumnezeu, sentimente, femei, fericire? Îl compătimeam ca pe un bolnav, dar înțelegeam în același timp că, având atâtea milioane depuse la bancă, el putea stăpâni cu gândul întreg globul pământesc pe care îl străbătuse, scormonise, cântărise, prețuise sau exploatase. Bună ziua, Taika Gobsek, îi spuse eu. Întoarse capul spre mine, iar sprâncenele lui stufoase și negre se apropiară puțin. Această tresărire, care îl caracteriza, însemna la el cât cel mai vesel zâmbet al unui meridional. Pari la fel de mohorât ca și în ziua când ți s-a anunțat falimentul librarului aceluia, căruia i-ai admirat priceperea, deși i-ai căzut victimă. Victimă, spuse el cu o privire mirată. Pentru a obține un concordat, nu ți-a onorat el creanța în polițe semnate de firma falimentară și când s-a restabilit, nu le-a redus valoarea pe baza concordatului? Notă. Concordat, în sens comercial, este o înțelegere între un negustor falit și majoritatea creditorilor lui. Am încheiat nota. Era șiret, răspunse el, dar mai târziu mi-am scos pârleala. Ai cumva niște polițe de protestat? Mi se pare că suntem în 30 ale lunii. Îi vorbeam pentru prima oară despre bani. Ridică ochii spre mine cu o privire ironică, apoi cu vocea lui pițigăiată ca sunetele unui flautist începător, spuse, mă amuz. Prin urmare, te amuz câteodată? Nu cumva crezi că nu există alți poeți în afara celor care tipăresc versuri? Mă întrebă el, dând din umeri și aruncându-mi o privire compătimitoare. Ia te uită, în capul ăsta se mai găsește loc și pentru poezie, mă gândeam eu, neștiind încă nimic despre viața lui. Cine ar putea avea o viață la fel de strălucită ca a mea? Urmă el și ochii îi scăpărară. Ești tânăr, ai ideile vârstei dumitale, vezi în jeratic chipuri de femeie, pe când eu nu văd decât cărbuni. Crezi în totul, eu nu cred în nimic. Păstrează-ți iluziile dacă poți, îți voi prezenta bilanțul vieții. Fie că cu treier lumea, fie că rămâi la gura sobei alături de nevastă, tot ajungi la o vârstă când viața nu mai este decât un obicei pe care îl practici într-un anumit mediu preferat, așa încât fericirea înseamnă să-ți exerciți facultățile aplicându-le la realități. În afară de aceste două precepte, totul e minciună. Principiile mele s-au schimbat ca ale tuturor oamenilor. A trebuit să le schimb la fiecare latitudine. Ceea ce admiră Europa, Asia pedepsește. Ceea ce este un viciu la Paris este o necesitate dincolo de Azore. Nimic nu este statornic pe pământ, nu există decât convenții care se schimbă după climat. Pentru cei ce au fost nevoiți să se adapteze la toate tiparele sociale, convingerile și concepțiile morale nu sunt decât vorbe fără preț. Nu mai rămâne în noi decât singurul sentiment adevărat cu care ne-a înzestrat natura, instinctul conservării. În societățile voastre din Europa, acest instinct se numește interes personal. Dacă ai avea experiența mea de viață, ai ști că nu există decât un singur lucru, a cărui valoare e destul de sigur pentru a merita ca omul să se ocupe de el. Acest lucru este aurul. Aurul e întruchiparea tuturor forțelor omului. Am călătorit, am văzut că pretutindeni sunt câmpii sau munți. Câmpiile sunt plictisitoare, munții obosesc. Priveliștile sunt deci lipsite de sens. Cât despre moravuri, omul este același pretutindeni. Pretutindeni există lupta între sărac și bogat, pretutindeni ea este de neînlăturat. Este deci preferabil să fii cel care exploatează decât cel exploatat. Pretutindeni vei găsi oameni zdraveni care muncesc și oameni plăpânzi care se frământă.
frământă. Pretutindeni plăcerile sunt aceleași, căci pretutindeni simțurile se tocesc și nu rămâne de pe urma lor decât un singur sentiment, vanitatea. Vanitatea înseamnă adorarea eului. Vanitatea nu poate fi satisfăcută decât cu valuri de aur. Fantezia noastră are nevoie de timp, de mijloace fizice, de eforturi. Ei bine, aurul conține în el, în germene, totul și poate transforma totul în realitate. Numai nebunii sau bolnavii pot găsi plăcerea amestecând în fiecare seară cărțile de joc pentru a afla dacă vor câștiga sau vor pierde ceva parale. Numai proștii își irosesc timpul întrebându-se ce se întâmplă dacă cutare doamnă s-a culcat pe canapeaua ei singură sau cu cineva, dacă e sangvină sau limfatică sau dacă are mai mult temperament decât virtute. Numai naivii pot crede că sunt folositori semenilor lor dacă se îndeletnicesc cu formularea unor principii politice pentru dominarea unor evenimente care nu pot fi niciodată prevăzute. Numai neghiobilor le poate face plăcere să discute despre actori și să le repete frazele, să se plimbe în fiecare zi asemeni unor fiare în cuști, cu singura deosebire că spațiul este mai mare, să se îmbrace pentru ochii altora, să mănânce de ochii altora, să se mândrească cu un cal sau cu o trăsură pe care vecinul nu poate să-și o procure decât cu 3 zile mai târziu. Nu este oare aceasta viața parizienilor dumitale rezumată în câteva fraze? Hai să privim existența lor dintr-un punct de vedere mai înalt decât cel la care pot ajunge ei. Fericirea constă fie în emoții puternice care uzează, fie în ocupații foarte regulate care fac din ea o mașină englezească funcționând ritmic. Deasupra acestor fericiri mai există un fel de curiozitate despre care se pretinde că este nobilă, anume dorința de a cunoaște tainele naturii sau de a-i imita creațiile. Nu regăsești în aceste câteva cuvinte arta sau știința, pasiunea sau seninătatea. Ei bine, eu asist calm ca la o paradă la spectacolul patimilor omenești, ațâțate de jocul intereselor voastre sociale, iar curiozitatea voastră științifică, un fel de luptă din care omul a ieșit întotdeauna învins, eu o înlocuiesc analizând motivele care pun în mișcare omenirea. Pe scurt, stăpânesc lumea fără nicio osteneală și lumea nu are nicio putere asupra mea. Ascultă-mă, continuă el, am să-ți povestesc ce s-a petrecut azi dimineață și atunci ai să-mi înțelegi plăcerile. Se ridică, închise ușa cu zăvorul, trase o perdea croită dintr-o tapițărie veche, făcând să scârțâie inelele metalice pe galerie și se așeză din nou în fotoliu. Astăzi dimineață, urmă el, nu aveam de încasat decât 2 polițe, deoarece pe celelalte le dădusem în ajun clienților mei pe bani gheață. Cu atât mai bine, pentru că la scontare mai scad costul drumului necesar încasării, reținând 40 de cenți pentru o cabrioletă imaginară. N-ar fi caragios ca, pentru un client, să fiu nevoit să traversez întreg Parisul ca să scontez 6 franci eu care nu ascult de nimeni, care nu plătesc decât un impozit de 7 franci. Prima poliță, în valoare de 1000 de franci, mi-a fost prezentată de un tânăr frumos dintr-o familie bună, cu giletcă aurie, lornion, cabrioletă, atelaj englez, etc., și era semnată de una dintre cele mai frumoase femei din Paris, căsătorită cu un proprietar foarte bogat, un conte. De ce subscrisese această contesă o poliță nulă de drept, dar foarte avantajoasă de fapt? Pentru că, asemenea femei nenorocite, se tem de scandalul pe care l-ar putea provoca în căsnicia lor protestarea poliției și s-ar vinde pe ele însele mai degrabă decât să nu plătească. Voiam să cunosc valoarea ascunsă a acestei polițe. Ce era la mijloc? Prostia, nesocotința, dragostea sau mila? A doua poliță de aceeași valoare, semnată Fanny Malvaux, îmi fusese prezentată de un negustor de pânzeturi aflat în pragul falimentului. Nici o persoană cu oarecare credit la bancă nu-mi calcă mie dugheana și primul pas pe care îl face omul de la ușă spre biroul meu trădează disperarea, pericolul unui faliment și în special refuzurile pe care le-a întâmpinat din partea tuturor banchierilor. De aceea, în fața mea, nu văd decât niște cerbi încolțiți, hăituiți de ceata creditorilor. Contesa locuia pe strada Helder, iar Fanny în Montmartre.
Câte presupuneri nu am făcut plecând de acasă azi dimineață? Dacă aceste două femei nu vor putea achita sumele, mă vor primi cu mai mult respect decât dacă aș fi fost tatăl lor. Ce mai teatru o să-mi joace contesa pentru mia asta de franci? Mă va primi cu un zâmbet tandru, îmi va vorbi pe tonul drăgălaș rezervat de obicei beneficiarului poliței, mă va copleși cu vorbe mânghietoare, mă va ruga poate, iar eu... Bătrânul se opri o clipă aruncându-mi o privire metalică. Iar eu voi fi neînduplecat, continuă el, voi juca rolul unui răzbunător, voi fi întruchiparea remușcării. Dar să lăsăm deoparte presupunerile. Sosesc. Doamna contesă doarme, îmi spune o cameristă. Când voi putea să o văd? La prânz. Doamna contesă este cumva bolnavă? Nu, domnule, dar s-a întors de la bal la ora 3. Mă numesc Gobseck, comunică-i numele meu, voi fi aici la amiază. Și plec, lăsându-mi pecetea pe covorul care acoperea lespezile scării. Îmi place să umplu de noroi covoarele oamenilor bogați, nu din meschinărie, ci pentru a-i face să simtă gheara nevoii. Sosind în Montmartre, în fața unei case nu prea arătoase, deschid o poartă străveche și mă pomenesc într-una dintre acele curți întunecoase în care nu pătrunde niciodată soarele. Ghereta portarului era neagră, iar ochiurile ferestruicii semănau cu manșetele unui halat purtat prea multă vreme. Aveau o culoare cafenie, cu pete de grăsime și erau crăpate. Ia acasă domnișoara Fanny Malvaux? Este plecată, dar dacă veniți pentru o poliță, banii sunt la mine. Am să revin, i-am spus. De vreme ce suma se găsea la portar, voiam să cunosc fata, mi-o închipuiam drăguță. Mi-am petrecut dimineața uitându-mă la gravurile expuse pe bulevard, iar la ora 12 fix traversam salonul de lângă camera contesei. Doamna mă va suna de îndată, îmi spuse camerista, dar nu cred că veți putea să o vedeți. Voi aștepta, răspund eu, așezându-mă într-un fotoliu. Aud cum sunt trase storurile. Camerista se întoarce grăbită în salon și îmi spune, intrați, vă rog. După vocea ei mieroasă, mi-am dat seama că stăpâna sa nu poate achita polița. Cât de frumoasă era femeia ce mi se arătă atunci în fața ochilor. Își aruncase în grabă pe umerii goi un șal de cașmir în care se înfășura atât de strâns încât i se puteau ghici formele ca și cum ar fi fost goală. Purta un capot împodobit cu volane de dantelă albe ca zăpada, ceea ce vedea o cheltuială anuală de aproximativ 2000 de franci pe an pentru o spălătoreasă de lux. Din turbanul ei frumos de madras, legat cu neglijență după moda creolelor, se furișau bucle mari de păr negru. Notă. Turbanul era la modă printre femeile elegante în jurul lui 1830. Deseori, el era făcut din madras, stofă subțire de mătase și bumbac, numită astfel după localitatea cu același nume din India, unde a fost fabricată pentru prima dată. Am încheiat nota. Patul ei era răvășit, desigur, în urma unui somn foarte agitat. Un pictor ar fi plătit mult ca să poată privi câteva clipe scena aceasta. Sub draperiile voluptuos atârnate deasupra patului se vedea o pernă trântită peste o plapumă de mătase albastră cu garnituri de dantelă ce contrastau viu cu fondul azuriu. Perna aceasta păstra urmele unor contururi vagi care ațâțau imaginația. Pe blana mare de urs, întinsă la picioarele leilor sculptați în lemnul de mahon al patului, străluceau doi pantofi de satin alb aruncați la întâmplare ca după oboseala unui bal. Pe scaun era trântită o rochie mototolită cu mânecile atârnând pe podea. Ciorapii, pe care i-ar fi putut lua cea mai ușoară adiere de vânt, se încolăceau pe piciorul unui fotoliu. Pe un divănaș zăceau niște jarchiere albe. Un evantai de preț, pe jumătate desfăcut, strălucea pe cămin. Sertarele scrinului erau deschise. Ici colo erau aruncate flori, diamante, mănuși, buchete, un corset. În aer pluteau vagi miresme. Domnea luxul și dezordinea, o frumusețe lipsită de armonie. Dar mizeria a ei sau a adoratorului ei, ascunsă până atunci, începuse să-și ridice capul arătându-și colții ascuțiți. Fața obosită a contesei semăna cu această cameră în care erau presărate urmele unei petreceri. Fleacurile astea risipite îmi trezeau mila. La oaltă, ele pricinuiseră în ajun oarecare delir. Aceste rămășițe ale amorului străfulgerat de remușcări, acest tablou al unei vieți zgomotoase de lux și risipă, trădau o goană desnădăjduită după plăceri trecătoare.
Petele roșii de pe obrazul tinerei femei îi vădeau finețea tenului, dar trăsăturile ei erau parcă îngroșate, iar cearcănele viorii de sub ochi păreau nefiresc de adânci. Totuși, sănătatea contesei era destul de înfloritoare pentru ca frumusețea să nu-i fie știrbită de aceste semne de rătăcire. Ochii îi străluceau, plină de viață și vigoare, semăna cu una dintre acele irodiade pictate de Leonardo da Vinci. M-am ocupat cu negoțul de tablouri. Nimic nu era meschin în liniile și trăsăturile feței ei, inspira dragoste, dar îmi părea mai puternică decât însăși dragostea. Notă. Irodiada, soția lui Irod Filip și apoi a fratelui acestuia Irod Antipa, primul rege al Iudeei, al doilea tetrarh al Galilei și judecător al lui Iisus. Când la ordinul lui a fost decapitat Sfântul Ioan Botezătorul, Irodiada a trimis pe fica ei Salomea să ceară capul celui ucis. Scena a fost deseori reprezentată de pictori. Leonardo da Vinci, om de știință și mare artist, s-a născut lângă Florența și a murit în Franța 1451-1519. A fost pictor, sculptor, arhitect, inginer, muzician și scriitor. Ca pictor a rămas cunoscut mai ales prin portretul Giocondei, Mona Lisa, și prin tablouri și fresce cu subiecte religioase, de exemplu Cina cea de taină. Am încheiat nota. Trecuse multă vreme de când inima mea nu mai bătuse pentru o femeie, nu venisem degeaba, aș da 1000 de franci pentru o senzație care să-mi amintească de tinerețe. Domnul meu, îmi spuse ea arătându-mi un scaun, aveți bunăvoința să așteptați? Până mâine la amiază, doamnă, răspunsei eu, împăturind la loc polița pe care i-o întinsesem, nu am dreptul să o protestez decât atunci. Îmi spuneam în gând, plătește-ți luxul, plătește-ți numele, plătește-ți fericirea, plătește-ți privilegiile de care te bucuri. Pentru a-și apăra averea, bogătașii au născocit tribunalele, judecătorii și ghilotina, un fel de lumânare în flacăra căreia se ard neștiutorii. Dar vouă, celor care dormiți pe mătase, vă este hărăzită remușcarea. Voi trebuie să scrâșniți din dinți în timp ce zâmbiți, voi trebuie să îndurați coșmarul monștrilor care vă îngheață inimile. Să protestați polița, asta vreți să faceți?" strigă ea, pironindu-și ochii asupra mea. Atât de puțin vă pasă de mine?" Dacă regele mi-ar datora bani, doamnă, și nu mi-ar înapoia, l-aș da în judecată mai repede decât pe oricare alt dobitoc." În clipa aceea se auzi o bătaie ușoară în ușă. Nu sunt aici," spuse pe un ton furios tânăra contesă. Anastasii, totuși țin foarte mult să te văd." Nu acum, dragul meu," răspunse ea cu o voce mai puțin aspră, dar totuși lipsită de căldură. Lasă glumele, doar vorbești cu cineva," replică intrând în odaie un bărbat care nu putea fi altcineva decât contele. Contesa mi-a aruncat o privire și eu am înțeles-o, devenise sclava mea. A fost o vreme tinere când poate aș fi fost destul de prost ca să renunț la protestarea poliției. În 1763, la Pondișri, am iertat o femeie care m-a tras apoi pe sfoară. Așa și meritam, de ce avusesem încredere în ea. Ce dorește domnul?" mă întrebă contele. Am băgat de seamă că femeia începuse să tremure toată, pielea albă și catifelată a gâtului ei se înnăsprise. Cum se spune în termeni populari, i se făcuse pielea de găină. Eu râdeam și pe fața mea nu tresărea niciun mușchi. Domnul este unul dintre furnizorii mei, rostia. Contele întoarse spatele, iar eu scosei din buzunar un capăt al poliței. Văzând acest gest neînduplecat, tânăra femeie se apropie de mine și mi-a întinse un diamant. Ia-l și pleacă. Am schimbat între noi cele două valori, am salutat-o și am ieșit. După socoteala mea, diamantul făcea cel puțin 1200 de franci. Iată ce îi aduce pe oameni la mine, mi-am spus în sinea mea. Iată ce îi îndeamnă să fure milioane sau să-și trădeze patria sub aparențele cele mai cuvincioase. Ca să nu se murdărească mergând pe jos, marele senior sau cel care îl mai muțărește face odată o baie strașnică de noroi. În clipa aceea, poarta cea mare se deschise și cabrioleta tânărului care îmi prezentase polița intră în curte. Domnule, i-am spus eu după ce a coborât, vă rog să înapoiați aceste 200 de franci contesei și să-i atrageți atenția că îi voi ține la dispoziție timp de 8 zile zălogul ce mi-am mânat astăzi dimineață. Tânărul lua cele 200 de franci și nu-și putu stăpâni un zâmbet batjocoritor ca și cum și-ar fi spus, ha-ha, a plătit, cu atât mai bine.
Am citit pe fața lui viitorul contesei. Acest tânăr drăguț, blond, rece, aventurier fără suflet, se va ruina, o va ruina și pe ea, îl va ruina pe soț, îi va ruina copiii, le va mânca zestrea și va provoca în saloanele Parisului dezastre mai mari decât o baterie de obuziere în rândurile unui regiment. Am pornit spre Montmartre, spre locuința domnișoarei Fanny. Am urcat o scăriță foarte abruptă. Ajungând la etajul 5, am fost primit într-un apartament alcătuit din două camere, în care totul era curat ca o monedă proaspăt aurită. Nu am putut observa niciun fir de praf pe mobila din prima încăpere în care m-a primit domnișoara Fanny, o tânără pariziană îmbrăcată foarte modest. Avea o față frumoasă și tânără cu un aer atrăgător, iar părul castaniu, pieptănat cu grijă, îi se arcuia pe tâmple, ceea ce scotea în relief frumusețea ochilor ei albaștri, limpezi ca de cristal. Razele strecurate prin perdeluțele atârnate la ferestre aruncau o lumină dulce asupra feței ei modeste. Numeroasele petice de pânză croită din jurul ei îmi arătară care era îndeletnicirea. Era lenjereasă, îmi apărea ca întruchiparea singurătății. I-am întins polița spunându-i că trecusem și dimineață, dar n-o găsisem acasă. Dar banii erau la portăreasă, răspunse ea. M-am prefăcut că n-o aud. Se pare că domnișoara pleacă dis de dimineață de acasă. Ies foarte rar în oraș, dar când lucrez noaptea, trebuie să faci o baie din când în când. O privi. Într-o clipă am ghicit totul. Cine știe ce nenorocire osilea să lucreze. Desigur că făcea parte dintr-o familie de fermieri cinstiți, pentru că obrajii îi erau presărați cu pistrui, cum se întâmplă de obicei cu oamenii născuți la țară. Întreaga ei înfățișare avea un aer de virtute. Respiram parcă o atmosferă de sinceritate, de nevinovăție, care îmi primenea plămânii. Biata fată era credincioasă. Deasupra patului ei simplu de lemn atârna un crucifix împodobit cu două crenci de merișor. Eram aproape înduioșat și aș fi fost în stare să-i ofer bani cu o dobândă de numai 12% ca să-și poată cumpăra vreun atelier mai bun. Dar poate că avea vreun văr care ar fi fost în stare să se îmbogățească de pe urma semnăturii ei și să trăiască pe socoteala ei. Am plecat, deci, nu voiam să mă las în voia gândurilor mele mărinimoase, pentru că avusesem adeseori prilejul să observ că atunci când binefacerea nu dăunează binefăcătorului, omoară totuși pe cel care o primește. Când ai intrat, mă gândeam tocmai că Fanny Malvaux va fi o bună soție. Făceam o comparație între viața ei cinstită și singuratică și aceea a contesei, care, apucând de pe acum calea polițelor, se va prăbuși în prăpastia vidului. Ei bine, urma el după o clipă de tăcere, în timpul căreia am putut să-l privesc mai îndeaproape. Crezi că e puțin lucru să pătrunzi în felul acesta tainele cele mai ascunse ale inimii omenești, să te transpui în viața altora și să o privești în toată goliciunea ei? Cât de variate sunt spectacolele ce ți se oferă, plăgi hidoase, chinuri ucigătoare, scene de dragoste, nenorociri pe care le așteaptă apele Senei, bucurii tinerești care duc la eșafod, râsete desnădăjduite și sărbări fastoase. Ieri, o tragedie, un tată cum se cade care se asfixiază pentru că nu-și poate hrăni copiii. Mâine, o comedie, un tânăr va încerca să-mi joace scena domnului Dimanche, cu modificările de rigoare pentru epoca noastră. Notă. Celebra scenă din comedia Don Juan a lui Molière, actul 4, scena 3, în care Don Juan, neavând cu ce-și plăti creditorul pe domnul Dimanche, îl măgulește cerându-i vești despre familie, purtându-se cu el extrem de amabil și reușind astfel să-l expedieze repede fără să-i dea niciun ban. Am încheiat nota. Desigur că ai auzit laudele ce se aduc elocinței predicatorilor de astăzi. M-am dus și eu de câteva ori să-mi pierd timpul ascultându-i, m-au făcut să-mi schimb părerea, dar năravul ba, după cum se spune. Află că un Mirabeau, un Vergniaud sau alții asemenea proroci nu sunt decât niște bâlbâiți pe lângă oratorii mei. Notă. Honoré Gabriel Mirabeau, om politic și orator din vremea Revoluției Burgheze de la 1789, Pierre-Victurnien Vergniaud, orator girondin din timpul Revoluției. Am încheiat nota.
Deseori s-a întâmplat ca o tânără îndrăgostită, un vechi comerciant pe pragul falimentului, o mamă dornică să ascundă greșeala fiului ei, un artist lipsit de pâine, un înalt personaj în disgrație și gata să-și prăpădească din lipsă de bani rodul strădaniilor sale, să reușească să mă miște prin puterea vorbelor lor. Acești actori neîntrecuți jucau numai pentru mine, însă fără să mă poată amăgi. Privirea mea este la fel ca aceea a lui Dumnezeu, eu citesc în inimi. Nimic nu-mi poate fi tăinuit, nu poți refuza nimic celui care leagă și desleagă baierele pungii. Sunt destul de bogat pentru a cumpăra conștiințele celor care îi manevrează pe miniștri, începând cu curierii și sfârșind cu amantele. Nu înseamnă oare asta să deții puterea? Aș putea avea femeile cele mai frumoase și mângâierile lor cele mai fierbinți. Nu înseamnă asta oare plăcere? Iar orânduirea voastră socială nu se rezumă oare la putere și la plăcere? În tot Parisul sunt vreo 10 ca mine, regi tăcuți și anonimi, arbitrii ai destinelor voastre. Nu este oare viața o mașină pusă în mișcare de bani? Află de la mine că mișloacele se confundă întotdeauna cu rezultatele. Nu vei reuși niciodată să desparți sufletul de simțuri, spiritul de materie. Aurul este idealul societății noastre contemporane. Fiind legați prin aceleași interese, ne întrunim în anumite zile ale săptămânii la cafeneaua Temis de lângă Pont Neuf. Acolo ne dezvăluim misterele finanței. Nimeni nu ne poate înșela asupra averii lui, noi cunoaștem secretele tuturor familiilor. Avem un fel de carte neagră în care sunt trecute informațiile cele mai importante despre creditul public, despre bancă, despre comerț. Noi, doctori ai bursei, formăm un tribunal de inchiziție care judecă și analizează acțiunile cele mai neînsemnate ale tuturor celor care dețin o cât de mică avere și ghicim întotdeauna adevărul. Unul dintre noi supraveghează justiția, altul lumea financiarilor, unul administrația, altul comerțul. Eu sunt cu ochii pe băieții de familie bună, pe artiști, pe oamenii din lumea mare și pe jucători, partea cea mai emoționantă a Parisului. Fiecare ne dezvăluie secretele vecinului, pasiunile înșelate, vanitățile jicnite devin guralive. Viciile, deziluziile, răzbunările sunt cei mai buni agenți de poliție. Ca și mine, confrații mei au avut parte de toate bucuriile, s-au înfructat din toate și au ajuns să nu iubească decât puterea și banul, numai și numai pentru ele însele. Aici, spuse el, arătându-mi camera lui rece și goală, amantul cel mai înflăcărat, care aiurea se înfurie pentru un singur cuvânt și scoate imediat sabia, se roagă cu mâinile împreunate. Aici, negustorul cel mai fudul, femeia cea mai mândră de frumusețea ei, militarul cel mai trufaș, se roagă și plâng de ciudă sau de durere. Aici se roagă artistul cel mai celebru și scriitorul ale căror nume sunt destinate posterității. În sfârșit, aici, adăugă el ducându-și mâna la frunte, se află un talger în care sunt cântărite moștenirile sau interesele întregului Paris. Mai crezi acum că nu se ascund bucurii sub această mască albă a cărei imobilitate te-a mirat atât de des? Spuse el, apropiindu-și fața palidă care răspândea un vag miros de bani. M-am întors uluit în camera mea. Acest bătrânel uscățiv crescuse în ochii mei, devenise pentru mine o imagine fantastică întruchipând puterea aurului. Viața, oamenii îmi făceau silă. Oare totul trebuie să se marginească la bani? Mă întrebam eu. Îmi amintesc că am adormit foarte târziu. Vedeam munți de aur în jurul meu. Frumoasa contesă mă obseda. Voi mărturisi spre rușinea mea că ea înlăturase cu totul imaginea acelei ființe simple și caste, sortită muncii și anonimatului. Iar a doua zi de dimineață, în timp ce mă deșteptam amețit de vis, blânda Fanny îmi apăru în toată frumusețea ei. Nu m-am mai gândit decât la ea. Nu doriți un pahar de apă cu zahăr?" spuse vicontesa, întrerupându-l pe Derville. Bucuros," răspunse el. Dar în toată povestea asta nu văd nimic care ne privește pe noi," spuse doamna de Grandlieu și sună totodată.
Drace, exclamă Derville, nemaiputându-se stăpâni, am să o desmeticesc de-a binelea pe domnișoara Camelia, spunându-i că fericirea ei a depins cândva de taica Gobseck. Însă, cum bătrânul a murit în vârstă de 89 de ani, domnul de Rosto va intra în curând în posesia unei frumoase averi. Mă simt dator să vă dau unele explicații în legătură cu asta. Cât despre Fanny Malvaux o cunoașteți, este soția mea. Bietul băiat, spuse vicontesa cu sinceritatea lui obișnuită, ar fi în stare să o mărturisească chiar și în fața a 20 de persoane. Aș striga-o în fața întregii lumii, răspunse avocatul. Servește-te, dragul meu, Derville, ai fost și vei fi totdeauna cel mai bun dintre oameni. Vă lăsasem în strada Helder, la o contesă, strigă unchiul care a țipise între timp. Ce s-a mai întâmplat? Câteva zile după discuția pe care am avut-o cu bătrânul olandez, mi-am susținut teza, spuse Derville, reluându-și povestirea. Am devenit licențiat în drept și apoi avocat. Bătrânul avar începu să-mi arate o încredere tot mai mare. Mă consulta gratuit în afacerile complicate în care se lansa pe baza unor date sigure și care ar fi părut proaste oricărui cunoscător. Acest om, asupra căruia nimeni nu putea avea vreo înrâurire cât de mică, îmi asculta sfaturile cu un fel de respect. E drept că ele îi foloseau întotdeauna. În sfârșit, în ziua în care am fost numit șef al biroului în care lucram de 3 ani de zile, am părăsit locuința din strada Grey și m-am mutat la patronul meu care mi-a dat masă, casă și 150 de franci pe lună. A fost o zi minunată. Când mi-am luat rămas bun de la cămătar, acesta n-a manifestat nici bucurie și nici părere de rău. Nu mi-a cerut să vin să-l vizitez, mi-a aruncat numai una dintre acele priviri care la el păreau să trădeze o a doua vedere. Peste 8 zile, fostul meu vecin mă vizită pentru o afacere destul de încurcată, o expropriere. Continuă apoi să-mi ceară consultații gratuite, fără să se simtă câtuși de puțin stingherit, ca și cum m-ar fi plătit pentru asta. La sfârșitul celui de-al doilea an, prin 1818-1819, patronul meu, un om petrecăreț și foarte risipitor din fire, se văzu nevoit să-și vândă biroul de notariat. Deși pe atunci birourile de notariat nu aveau valoarea uriașă la care s-au urcat în zilele noastre, patronul meu nu cerea pentru biroul său decât suma de 150.000 de franci. Un om întreprinzător, priceput și inteligent ar fi putut să trăiască destul de onorabil, să plătească dobânzile și să se achite de datorie în 10 ani dacă inspira cât de cât încredere. Fiind cel de-al 7-lea copil al unui mic burghez din Noyon, nu aveam nicio lețcaie și nu cunoșteam pe lume alt capitalist decât pe taica Gobseck. Nu știu ce ambiție și licărire de speranță îmi dădură curajul să mă îndrept spre locuința lui. Într-o seară, deci, am pornit-o încetişor spre strada Gre. Inima îmi bătea cu putere când am ajuns la poarta întunecoasei clădiri. Mi-am amintit de tot ceea ce-mi povestise cândva bătrânul avar pe vremea când nu puteam bănui cât de violente erau spaimele ce se deslănțuiau în pragul acestei uși. Așadar, mă voi ruga și eu de el ca atâția alții. Ba nu, mi-am zis, un om cinstit trebuie să-și păstreze în orice împrejurare demnitatea. Pentru avere, nu merită să fii laș, trebuie să te arăți practic așa cum este și el. După mutarea mea, taica Gobseck închiriase camera unde locuisem ca să nu aibă vecini. În mijlocul ușii făcuse o ferestruică zăvrelită și nu mi-a deschis până nu m-a recunoscut. Știu, îmi spuse el cu glășciorul lui șuierător, patronul dumitale vinde biroul. Cum de-ai știut? N-a vorbit despre asta decât cu mine. Buzele bătrânului se strânseră spre colțurile gurii, întocmai ca niște perdele, și surâsul acesta ciudat era însoțit de o privire rece. Trebuia să se producă acest eveniment pentru ca să vii la mine, adăugă el pe un ton sec, după ce mă lăsă timp de o clipă pradă buimăcelii. Ascultă-mă, domnule Gobseck, îi spusei eu, căutând să par cât mai calm în fața acestui bătrân care mă tulbura cu focul ochilor săi neîndurători. Făcu un gest ca și cum m-ar fi îndemnat să vorbesc. Știu că e foarte greu să te înduioșeze cineva, de aceea n-o să-mi risipesc elocința încercând să-ți descriu situația în care se găsește un avocat lipsit de orice mijloace, pentru care dumneata ești singura speranță, singura inimă pe lume în care poate găsi înțelegere pentru viitorul lui. Să lăsăm la o parte sentimentele. În afaceri se procedează ca în afaceri și nu ca în romane cu sentimentalism.
Iată faptele. Biroul de notariat al patronului meu aduce un venit anual de vreo 20.000 de franci, dar cred că, sub conducerea mea, va aduce 40.000. Vrea să-l vândă cu 50.000 de galbeni. Sunt sigur că, dacă mi-ai împrumuta suma necesară, voi putea achita datoria în cel mult 10 ani. Iată ce înseamnă să știi să vorbești, răspunse Gobseck, luându-mi mâna și strângându-mi-o. De când mă ocup de afaceri, nimeni nu mi-a lămurit mai limpede motivele vizitei lui. Oferi ceva garanții? Întrebă el, măsurându-mă cu privirea din cap până în picioare. Zero, spuse el după o clipă. Ce vârstă ai? Peste 10 zile voi împlini 25 de ani, i-am răspuns, altfel nici n-aș putea trata afacerea. Desigur. Ei bine? S-ar putea. Atunci trebuie să ne grăbim, altfel s-ar putea ivi concurenți. Adu-mi mâine dimineață extrasul de naștere și vom vorbi de afacerea dumitale. Trebuie să mă mai gândesc. A doua zi, la ora 8, eram din nou la bătrân. Luă actul, își puse ochelarii, tuși, scuipă, își acoperi umerii cu șalul lui negru și citi în întregime extrasul scos din registrele primăriei. Apoi îl suci și îl învârti, mă privi, tuși din nou, se foi pe scaun și îmi spuse: vom încerca să rezolvăm afacerea asta. Am tresărit. Din sumele pe care le dau cu împrumut, continuă el, scot de obicei 50%, uneori 102% sau chiar 500%. La auzul acestor cuvinte am simțit un gol în inimă. Dar fiindcă suntem vechi cunoștințe, mă voi mulțumi cu 12,5% dobândă pe... șovăi. Da, pentru dumneata mă voi mulțumi cu 13% pe an. Îți convine? Da, am răspuns eu. Dacă ți se pare prea mult, apără-te Grotius, îmi spunea Grotius în glumă. Cerându-ți 13%, îmi fac meseria. Gândește-te dacă vei putea plăti atâta. Nu-mi plac oamenii care sunt de acord cu orice. E prea mult? Notă. Grotius, renumit jurisconsult olandez, 1583-1645. Gobseck îl numește așa pe tânărul avocat Derville, cu ironie afectuoasă. Am încheiat nota. Nu, îi răspunsei, am să fac față muncind mai mult. Doar n-ai să plătești dumneata, ci clienții, spuse el, aruncându-mi o privire piezișă. Nu, îi strigai, eu voi fi cel care va plăti, mai bine îmi tai mâna decât să jupoi oamenii. La revedere, îmi spuse taica Gobseck. Onorariile sunt fixe, îmi urmai eu gândul. Nu sunt fixe pentru tranzacții, pentru amânări, pentru împăcări. În cazurile astea poți câștiga mii, chiar și 10.000 de franci după importanța intereselor în joc, pentru consultații, deplasări, concepte, memorii sau pledoarii. Trebuie să știi să descoperi asemenea afaceri. Te voi recomanda drept cel mai savant și iscusit avocat, îți voi trimite atâtea procese de felul ăsta încât confrații dumitale vor crăpa de ciudă. Verbrust, Palma, Gigonet, confrații mei îți vor încredința toate afacerile lor de expropriere și se știe că nu duc lipsa de așa ceva. Vei avea deci două clientele, cea pe care ți-o vei cumpăra și cea pe care ți-o voi procura eu. Ar trebui chiar să-mi dai 15% din cei 150.000 de franci ai mei. Fie, dar nu mai mult, i-am spus eu cu tonul unui om hotărât să nu mai cedeze nimic. Gobseck se îmbună și păru mulțumit de mine. Îi voi plăti chiar eu patronului dumitale ca să obțin un privilegiu sigur asupra prețului și garanției. Ia-ți toate garanțiile pe care le dorești, apoi îmi vei prezenta 15 polițe în alb, fiecare de câte 10.000 de franci, cu singura condiție ca această dublă valoare să fie constatată. Nu, mă întrerupse Gobseck, de ce să am eu mai multă încredere în dumneata decât dumneata în mine? Nu i-am răspuns. Apoi, continuă el pe un ton binevoitor, îmi vei rezolva afacerile fără pretenții de onorarii cât timp voi trăi, nu-i așa? Fie, numai să nu dau bani din buzunarul meu. Bine, încuvință el. În plus, urmă bătrânul silindu-se din răsputeri să pară mai blajin, îmi vei îngădui să vin să te văd? Te voi primi întotdeauna cu plăcere. Da, dar dimineața va fi foarte greu, vei avea treburile dumitale, iar eu pe ale mele. Vin o seară. Nu, se grăbi el să răspundă, va trebui să ieși în lume să-ți vezi clienții, iar eu mă întâlnesc cu prietenii mei la cafenea. Prietenii lui, gândi eu. Ei bine, i-am spus, ce-ar fi să ne vedem la ora 5?
Fie, făcu Gobseck, după bursă, la ora 5. O să ne vedem în fiecare miercuri și sâmbătă. Vom discuta despre afacerile noastre ca doi prieteni. Ha, ha, uneori sunt vesel. O să mă servești cu o aripă de potârniche și cu un pahar de șampanie și ne vom petrece vremea sporovăind. Știu o sumedenie de lucruri care pot fi divulgate astăzi și care te vor învăța să cunoști oamenii și îndeosebi femeile. Sunt de acord în ce privește potârnichea și șampania. Nu fi ușuratic, altfel îmi vei pierde încrederea. Nu trăi pe picior mare, ia-ți o servitoare bătrână, una singură. Am să te vizitez ca să mă asigur de sănătatea dumitale. Am plasat un capital în dumneata. Ha-ha, trebuie deci să fiu la curent cu ceea ce faci. Haide, vino astă seară cu patronul dumitale. Ai putea să-mi spui dacă nu sunt indiscret, îl întrebai pe bătrân în pragul ușii, ce rol a jucat extrasul meu de naștere în afacerea asta? Jean-Esther van Gobseck dădu din umeri, surâse răutăcios și răspunse. Proști mai sunt tinerii. Află, domnule avocat, un lucru pe care trebuie neapărat să-l știi dacă nu vrei să te lași tras pe sfoară. Până la 30 de ani, cinstea și talentul mai sunt încă un fel de ipotecă. După această vârstă, nu mai poți conta pe nimeni. Și îmi închise ușa. După 3 luni eram avocat. Curând după aceea am avut fericirea, doamnă, să mă ocup de chestiunile privitoare la restituirea proprietăților dumneavoastră. Mi-am făcut un nume câștigând aceste procese, deși dobânzile datorate lui Gobseck erau enorme, în mai puțin de 5 ani m-am eliberat de orice obligații. M-am căsătorit cu Fanny Malveau, pe care o iubeam din toată inima. Asemănarea destinelor, a strădaniilor și a succeselor noastre ne întărea iubirea. Un unchi al ei, fermier îmbogățit, murise lăsându-i 70.000 de franci pe care i-am folosit pentru a-mi plăti datoria. De atunci am parte numai de fericire și bunăstare. Dar să nu mai vorbim despre mine, nimic nu este mai plicticos decât un om fericit. Să revenim la eroii povestirii mele. La un an după cumpărarea biroului, m-am dus, aproape fără voia mea, la o petrecere între bărbați. Unul dintre confrații mei, pierzând un rămășag făcut cu un tânăr care pe atunci era la modă în lumea bună, oferise o masă. Tânărul acesta, domnul de Trei, era cel mai desăvârșit dandy de pe vremea aceea și se bucura de un renume extraordinar. Dar se mai bucură încă, îi tăie vorba contele, nimeni nu poartă mai bine ca el o haină, nimeni nu conduce mai bine o cabrioletă. Maxim știe să joace, să mănânce și să bea, cu o eleganță neîntrecută de nimeni. Se pricepe la cai, la pălării și la tablouri. Toate femeile sunt nebune după el. Cheltuiește și azi cam 100.000 de franci pe an și nimeni nu-l știe să aibă vreo proprietate sau măcar vreo rentă. Este tipul cavalerului rătăcitor pe care îl găsești prin saloane, iatacuri sau bulevarde, o amfibie care aduce tot atât de mult cu un bărbat cât și cu o femeie. Contele Maxim de Trei este un original, bun la toate și la nimic, temut și disprețuit, care știe tot și n-are habar de nimic, deopotrivă în stare de o faptă bună și de o crimă, când laș, când nobil, mai degrabă acoperit de noroi decât pătat de sânge, având mai multe necazuri decât remușcări, mai preocupat să-și digere bine prânzul decât să gândească. Un om care se preface că e pasionat, dar de fapt nu simte nimic. E inelul strălucitor care ar putea uni ochna cu înalta societate. Maxim aparține acelei categorii de oameni foarte inteligenți, din rândurile cărora se ridică uneori un Mirabeau, un Pitt sau un Richelieu, dar care dau cel mai adesea elemente de teapa contelui de Horn, a lui Fouquier-Tinville sau a lui Coignard. Notă. Contele de Horn, Fouquier-Tinville, Coignard au avut cu toții un sfârșit tragic. Horn, om politic suedez, a participat la complotul împotriva regelui Gustav al III-lea, al cărui favorit fusese, și a fost condamnat la exil perpetu. Fouquier-Tinville, acuzator public în timpul dictaturii jacobine, a fost executat în timpul reacțiunii termidoriene. Pierre Coignard, începând ca hoț, a ajuns sub nume fals ofițer superior sub Ludovic al XVIII-lea și apoi fiind demascat în 1819, a sfârșit în Ocna. Am încheiat nota.
Ei bine, continuă Derville după ce ascultă cuvintele contelui. Bietul Moș Gorio, unul dintre clienții mei, îmi vorbise foarte mult despre acest individ, dar evitasem până atunci în câteva rânduri primeștioasa cinste de a-i fi prezentat în societatea pe care o frecventam. Totuși, confratele meu stăruise atât de mult să-i făgăduiesc că voi veni la petrecere, încât nu puteam să nu mă duc fără riscul de a fi învinuit de puritanism. V-ar fi greu, doamna mea, să vă închipuiți ce înseamnă o petrecere între burlaci. Este o strălucire și pedanterie fără pereche, este luxul pe care și-l permite din vanitate un avar o singură zi din viață. Când intri, te uimește ordinea ce domnește pe masa scânteietoare de argintărie, cristaluri și pânzeturi brodate. Viața își arată fața ei cea mai înfloritoare. Tinerii sunt plini de grație, surâd, vorbesc în șoaptă și arată ca niște mirese. În jurul lor totul este feciorelnic. După 2 ore însă, ai putea crede că ești în fața unui câmp de bătălie după ce lupta s-a sfârșit. Pretutindeni, dai de pahare în țăndări, șervete mototolite, resturi de mâncare care îți fac greață. E o atmosferă de urlete asurzitoare, de toasturi hasli, un potop de epigrame și glume proaste, obraji aprinși, ochii injectați, lipsiți de orice expresie, mărturisiri nestăpânite care dezvăluie totul. În mijlocul acestei gălăgii infernale, unii sparg sticle sau cântă, alții se sfidează, se strâng în brațe sau se bat. 100 de mirosuri se îmbină într-un singur miros dezgustător, iar nenumăratele voci se prefac în tot atâtea țipete. Nimeni nu mai știe ce mănâncă, ce bea sau ce spune. Unii sunt triști, alții sporovăiesc necontenit, câte unul maniac repetă într-una același cuvânt ca un clopot pus în mișcare. Altul vrea să domine acest tărăboi, iar cel mai înțelept propune o orgie. Dacă ar intra acolo vreun om cu scaun la cap, ar crede într-adevăr că asistă la o orgie. Într-o asemenea hărmălaie a încercat domnul de Trei să-mi intre în grații. Mintea îmi rămăsese trează și eram cu băgare de seamă, iar el, deși se prefăcea că-i beat în limitele bunei cuvințe, își păstrase sângele rece și se gândea la treburile lui. Nu știu cum se face, dar când am ieșit pe la ora 9 seara de la Grignon, parcă eram vrăjit de el și îi propusesem să-l duc a doua zi la Taika Gobsec. Cuvintele onoare, virtute, contesă, femeie cinstită, nenorocire reveneau ca într-un fel de magie în frazele lui meșteșugite. Când m-am trezit a doua zi dimineața și am încercat să-mi amintesc ce făcusem în ajun, mi-a venit foarte greu să leg câteva gânduri. În sfârșit, parcă mi-aminteam că fiica unuia dintre clienții mei era în primejdie de a-și pierde reputația, stima și dragostea soțului ei, dacă nu făcea rost în dimineața aceea de vreo 50.000 de franci. Era vorba de niște datorii făcute la jocul de cărți, de conturile unui fabricant de trăsuri, de niște bani pierduți în nu știu ce fel. Faimosul meu tovarăș de petrecere mă asigurase că fata este destul de bogată ca să-și poată reface averea, făcând economii timp de câțiva ani. Abia atunci am început să înțeleg pricina stăruințelor lui. Mărturisesc, spre rușinea mea, că nu bănuiam deloc cât de important era pentru Taika Gobsec să se împace cu acest filfizon. Tocmai când mă sculam din pat, intră domnul de Trei. După ce am schimbat complimentele obișnuite, i-am spus: domnule conte, nu văd de ce ați avea nevoie să vă prezint lui Van Gobsec, cel mai politicos și cel mai puțin gomos dintre toți capitaliștii. Vă va da bani dacă va avea sau mai degrabă dacă veți prezenta suficiente garanții. Domnule, departe de mine gândul de a vă sili să-mi faceți un serviciu chiar dacă mi l-ați făgăduit. Drace, mi-am spus, să-l las oare pe acest individ să creadă că nu mă țin de cuvânt? Ieri am avut onoarea să vă spun că m-am certat fără rost cu Taika Gobsec, continuă el, dar deoarece este singura persoană din Paris care îți poate da 100.000 de franci imediat, chiar în prima zi a lunii, v-am rugat să ne împăcați, dar să nu mai vorbim despre asta. Domnul de Trei îmi aruncă o privire jignitoare, deși politicoasă, și dădu să plece. Sunt gata să vă însoțesc, i-am spus. Când am ajuns pe strada Gre, filfizonul începu să privească împrejur cu o atenție și o tulburare care mă uimiră.
chipul lui devenea ba verde, ba roșu, ba galben și când zări poarta casei lui Gobseck, i se iviră câteva broboane de sudoare pe frunte. În clipa când coboram din cabrioletă în strada Gre, intră un cupeu. Ochiul de vultur al tânărului zări o femeie în acest cupeu și pe chipul lui apăru o expresie de bucurie sălbatică. Chemă un băiețel care tocmai trecea pe acolo și îi dădu să-i țină calul. Am urcat apoi la bătrânul cămătar. Domnule Gobseck, i-am spus, îți aduc pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, de care mă feresc ca de dracul, am adăugat eu în șoaptă la urechea bătrânului. Din considerație pentru mine, te rog să-l ajuți cu dobânda obișnuită și să-l scoți din încurcătură dacă-ți convine. Domnul de Trei se înclină în fața cămătarului, se așeză și se pregăti să-l asculte, luându-și un aer slugarnic a cărui grațioasă josnicie v-ar fi încântat. Dar Gobseck rămase nemișcat, nepăsător, în jilțul său din fața căminului. Semăna cu statuia lui Voltaire de sub peristilul teatrului francez văzută seara. Își ridică puțin, ca și cum ar fi vrut să salute tichia veche care îi acoperea creștetul. Craniul lui galben astfel dezgolit îl făcea să semene și mai mult cu statuia de marmură. Nu am bani decât pentru clienții mei, spuse el. V-ați supărat chiar atât de tare pentru că m-am ruinat în altă parte decât la dumneavoastră, răspunse contele râzând. V-ați ruinat? Îl îngână Gobseck zeflemitor. Vreți să spuneți poate că un om care nu posedă nimic nu poate fi ruinat? Dar vă desfid să găsiți în tot Parisul un capital mai frumos decât ăsta, strigă filfizonul ridicându-se și răsucindu-se pe călcâie. Maimuțăreala asta, făcută de altfel cu destulă convingere, nu reuși să-l impresioneze pe Gobseck. Nu sunt eu oare prietenul intim al familiilor Ronquerolles, de Marseille, Franchesini, al celor două Vantnes, al familiei Ajuda Pintu, în sfârșit al tuturor tinerilor celor mai la modă din Paris? La joc sunt aliatul unui prinț și al unui ambasador pe care îi cunoașteți. Am veniturile mele la Londra, Carlsbad, Baden și Bath. Nu este oare această industrie cea mai înfloritoare? Adevărat! Ați făcut din mine un burete pe legea mea și mă încurajați să mă umflu în societate pentru ca în momentele de criză să mă stoarceți, dar și dumneavoastră sunteți tot un burete pe care îl va stoarce moartea. Posibil. Ce v-ați face fără risipitori? Alcătuim împreună un cuplu a idoma sufletului și trupului. E drept. Hai să dăm mâna bătrânul meu Gobseck și fiți generos dacă tot ce-am spus este adevărat, drept și posibil. Ați venit la mine, răspunse cu răceală cămătarul, pentru că Girard, Palma, Verbrust și Gigonet sunt sătui de polițele dumneavoastră pe care le oferă pretutindeni cu o pierdere de 50%, dar care nu reprezintă de fapt nici 25%, deoarece nu se oferă pentru ele decât jumătate din valoarea lor. Doamne, ar fi oare normal să împrumut măcar un singur franc unui om care are datorii de 30.000 de franci și nu are niciun sfanț? Ați pierdut 10.000 de franci alaltă ieri la balul de la baronul Nucingen. Domnule, răspunse contele cu o rară obrăsnicie, măsurându-l cu o privire pe bătrân, treburile mele nu vă privesc. Cine plătește la timp nu datorează nimic. Adevărat. Polițele mele vor fi achitate. Posibil. Și în acest moment, singura chestiune care se pune între noi este de a ști dacă prezint garanții îndestulătoare pentru suma pe care vreau să o împrumut. Așa e. În cameră se auzi uruitul cupeului care se oprea în fața porții. Mă duc să vă aduc ceva care vă va satisface, poate, exclamă tânărul. O, fiule, strigă Gobseck, ridicându-se din jilț și întinzându-și brațele spre mine, după ce datornicul ieși din odaie. Dacă are zălog bun, mi-ai salvat viața, altfel n-aș fi rezistat. Verbrust și Gigonet și-au pus în gând să-mi joace o festă. Datorită ție, voi râde pe socoteala lor astăseară. Veselia bătrânului avea ceva înfricoșător. Pentru prima oară își manifesta sentimentele în prezența mea. Deși a fost atât de scurtă, nu voi uita niciodată această veselie. Fă-mi plăcerea și rămâi aici, adăugă el. Deși acum sunt înarmat și sigur de lovitura mea, ca vânătorul de tigri care trebuie să învingă sau să moară, mă tem totuși de ticălosul ăsta elegant. Se așeză din nou în jilțul din fața biroului. Fața îi deveni din nou palidă și calmă.
O, urmă el întorcându-se spre mine, vei vedea acum făptura aceea minunată despre care ți-am vorbit cândva, îi aud pașii aristocratici pe coridor. Într-adevăr, tânărul reveni ținând de mână o femeie în care recunoscui pe contesa a cărei deșteptare din somn îmi fusese cândva descrisă de Gobseck, una dintre cele două fiice ale lui Moș Goriot. La început, contesa nu m-a zărit. Eu stăteam în adâncitura ferestrei cu fața lipită de geam. Intrând în camera umedă și întunecoasă a cămătarului, ea aruncă o privire neîncrezătoare lui Maxim. Era atât de frumoasă încât, în ciuda păcatelor ei, o compătimeam. Părea muncită de o spaimă cumplită, iar trăsăturile ei nobile și mândre aveau o expresie răvășită, rău ascunsă. Tânărul acela devenise geniul ei rău. Îl admiram pe Gobseck, care ghicise destinul celor două ființe cu 4 ani în urmă în cea din tâi poliță. Desigur, mi-am spus, acest monstru cu chip de înger o domină, folosindu-se de toate slăbiciunile ei, vanitatea, gelozia, plăcerea, ispitele societății. Dar până și virtuțile ei, exclamă vicontesa, au fost niște arme pentru el. I-a stors lacrimi de devotament, a știut să exalte în ea mărinimia firească a femeilor și a abuzat de dragostea ei pentru a-i vinde atât de scump niște plăceri criminale. Trebuie să vă mărturisesc, spuse Darville, neînțelegând semnele ce îi le făcea doamna de Grandlieu, că nu o compătimeam deloc pe această nenorocită, atât de strălucitoare în ochii lumii și atât de înfricoșătoare pentru cei care îi puteau citi în suflet. Mă cuprindea însă groaza în fața asasinului ei, a acestui tânăr cu chip de înger, cu frunte atât de senină, cu gura atât de fragedă, cu surâsul încântător și dinții atât de albi. Amândoi se găseau acum în fața judecătorului lor, care îi cerceta cu privirea întocmai cum un bătrân dominican din veacul al XVI-lea ar fi privit de sus schingiuirea a 2 mauri în besna subteranelor Sfintei Inchiziții. Notă. Sfânta Inchiziție este instituția catolică de represiune care a exterminat 10.000 de oameni, printre care mulți oameni de valoare acuzați de vrăjitorie sau de erezie. Acest tribunal special a fost organizat în secolul al XIII-lea și a făcut numeroase victime, mai ales în Italia și în Spania. Rolul de sprijin al forțelor reacționare pe care l-a avut Inchiziția a fost verificat în timpul restaurației din Franța, când Inchiziția a fost reînființată în plin secol al XIX-lea pentru a susține monarhia care avea tendințe de absolutism. Am încheiat nota. Spune-mi, domnule, există vreo posibilitate de a obține contravaloarea acestor diamante, dar cu condiția de a-mi păstra dreptul să le răscumpăr? Întrebă ea cu o voce tremurătoare în timp ce întindea un sipet. Da, doamnă, am intervenit eu arătându-mă. Ea mă privi, mă recunoscu și, străbătută de un fior, îmi aruncă o privire care în orice țară înseamnă taci. O asemenea învoială, am continuat eu, noi o numim vânzare cu drept de răscumpărare și constă în a ceda o proprietate mobiliară sau imobiliară pentru o anumită perioadă, după expirarea căreia se poate reintra în proprietatea obiectului respectiv în schimbul unei anumite sume de bani. Ea respiră ușurată. Contele Maxim încruntă din sprâncene, bănuind pe semne că în schimbul diamantelor, a căror valoare putea să scadă, cămătarul va oferi atunci o sumă mai mică. Gobseck, fără să se clintească parcă, își luase lupa și începuse să cerceteze sipetul. Nu voi uita niciodată expresia feței lui, chiar de ar fi să trăiesc 100 de ani. Obrajii palizi i se coloraseră, ochii lui în care păreau că joacă reflexele pietrelor prețioase erau mistuiți de o flacără nefirească. Se ridică, se duse la lumină și apropie diamantele de gura lui știrbă, ca și cum ar fi vrut să le înghită. Bolborosea cuvinte fără șir, ridicând pe rând spre lumină brățările, cerceii, colierele, diademele, pentru a le prețălui apele, albeața, mărimea. Le scotea din sipet, le punea la loc, le ridica iarăși, le clătina pentru a vedea toate reflexele cu o patimă mai degrabă de copil decât de bătrân, sau mai bine zis, de copil și de bătrân la oaltă.
Frumoase diamante, ar fi prețuit 300.000 de franci înainte de Revoluție. Ce ape, iată niște diamante adevărate de Asia, venite din Golconda sau Visapur. Știți ce preț au? Nu, nu, numai Gobseck știe să le aprecieze în tot Parisul. Chiar și pe vremea Imperiului, o asemenea podoabă ar fi costat peste 200.000 de franci. Și adăugă cu un gest scârbit. Acum, diamantul se depreciază pe zi ce trece. De când s-a încheiat pacea, Brazilia ne-a năpădit cu diamante mai puțin albe decât cele din India. Femeile nu mai poartă asemenea diamante decât la curte. Doamna merge la curte? În timp ce rostea aceste cuvinte înfricoșătoare, continua să cerceteze fiecare piatră cu o bucurie de nedescris. Fără nicio pată, spuse el. Uite o pată, uite și o zgârietură, frumos diamant. Fața lui galbenă era atât de luminată de razele pietrelor, încât îmi veniră în minte acele vechi oglinzi verzui pe care le găsești prin hanurile de provincie și care primesc fără să întoarcă reflexele luminoase, dând astfel călătorului destul de îndrăsneț pentru a cuteza să se privească în ele, imaginea unui om lovit de Dambla. Ei bine, spuse contele, atingându-l pe Gobseck pe umăr. Bătrânul copil tresări. Își lăsă jucăriile, le puse pe birou, se așeză iar în jilțul lui și redeveni cămătarul aspru, politicos și rece ca o coloană de marmură. Cât vă trebuie? 100.000 de franci pe 3 ani, răspunse contele. Se poate, spuse Gobseck, scoțând dintr-o cutie de lemn roșcat câteva cântare neasemuit de precise. Cântări pietrele, evaluând după ochi Dumnezeu știe cum greutatea monturilor. În tot timpul acestei operațiuni, pe fața lui se putea desluși lupta între bucurie și asprime. Contesa era cu desăvârșire uluită, părea că măsoara adâncimea hăului în care cădea. Mai era loc pentru remușcări în sufletul acestei femei, poate că nu era nevoie decât de un efort, de o mână mărinimoasă pentru a o salva. I-am întins-o pe-a mea. Aceste diamante sunt ale dumneavoastră, doamnă? Am întrebat-o cu o voce limpede. Da, domnule, răspunse ea, aruncându-mi o privire plină de mândrie. Flecarule, scrie-mi voiala, îmi spuse Gobseck, ridicându-se și arătându-mi locul lui la birou. Doamna este desigur măritată, mai întrebai eu. Ea dădu din cap. Nu voi face actul, strigai eu. Dar de ce? Întrebă Gobseck. De ce? Îngânai eu, băgându-l pe bătrân în adâncitura ferestrei unde îi spusei în șoaptă. Pentru că învoiala va fi nulă, având în vedere că această femeie este supusă autorității bărbatului ei. Nu vei putea pretinde că nu știai acest lucru, el fiind constatat chiar în actul de vânzare. Vei fi deci obligat să înapoiezi diamantele ce-ți vor fi cedate și a căror greutate, valoare și mărime vor fi specificate în act. Gobseck mă întrerupse printr-un gest și se întoarse către cei doi vinovați. Are dreptate, spuse el, în cazul acesta se schimbă socoteala, vă dau 80.000 de franci numerar și îmi lăsați diamantele, adăugă el cu o voce surdă și mieroasă. În materie de bunuri mobiliare, posesiunea lor înseamnă drept de proprietate. Păi, protestă tânărul. Dacă vă convine, bine, dacă nu, nu, îi răspunse Gobseck, înapoiind cutia cu bijuterii contesei. Sunt prea multe riscuri. Ați face mai bine să cereți iertare soțului, i-am spus eu la ureche, aplecându-mă spre ea. Bătrânul înțelesese, desigur, cuvintele mele, după mișcarea buzelor, îmi aruncă o privire metalică, tânărul păli, șovăiala contesei sărea în ochi. Contele se apropie de ea și, deși îi vorbea pe șoptite, auzi. Adio, scumpa Anastasie, fii fericită, cât despre mine, mâine nu voi mai avea nicio grijă. Domnule, strigă ea către Gobseck, primesc oferta dumitale. Fie, vă lăsați cam greu, frumoasă doamnă, îi răspunse bătrânul. Apoi iscăli un bilet de bancă în valoare de 50.000 de franci și îl înmână contesei. Și acum, continuă el cu un surâs aidomacual lui Voltaire, o să completez restul de 30.000 de franci prin poliță despre care nu se va putea spune că nu sunt valabile, ba valorează cât niște lingouri de aur. Domnul mi-a spus adineauri, polițele mele vor fi achitate, adăugă el, arătând hârtiile subscrise de conte și protestate toate în ajun, probabil la cererea aceluia dintre confrații lui, care îi le vânduse pe un preț de nimic. Tânărul scoase un urlet care părea să însemne escroc bătrân.
Taica Gobsec rămase nepăsător și scoase dintr-o cutie o pereche de pistoale, spunând pe un ton sec: în calitate de insultat, eu voi trage primul. Maxim, ești dator să ceri scuze domnului Gobsec, exclamă tremurând contesa cu o voce blândă. Nu voiam să vă insult, bâlbâi tânărul. Știu, răspunse calm Gobsec, voiați doar să nu plătiți polițele. Contesa se ridică, salută și ieși, cuprinsă desigur de o spaimă cumplită. Domnul de Trei se văzu silit să o urmeze, dar mai înainte de a ieși spuse: dacă veți comite vreo indiscreție, domnule, sângele dumneavoastră sau al meu va curge. Amin, răspunse Gobsec, strângându-și pistoalele. Pentru a-ți pune în joc sângele, trebuie mai întâi să-l ai, puișorule, și tu n-ai decât noroi în vene. După ce ușa se închise și se auzi uruitul celor două trăsuri, Gobsec se sculă și începu să țopăie, spunând mereu: am pus mâna pe diamante, am pus mâna pe diamante, ce diamante frumoase, cât sunt de frumoase și destul de ieftine. Ha, ha, Verbrust și Jigone, voi credeați că l-ați tras pe sfoară pe taica Gobsec. Ego sum papa. Eu sunt papa, eu sunt cel mai puternic, eu sunt stăpânul. Sunt acum stăpânul vostru, al tuturor, mi-ați plătit cu vârf și îndesat. Ce mutre caragioase au să mai facă diseară când între două partide de domino o să le povestesc cum s-au petrecut lucrurile. Eram uimit de bucuria asta sinistră, de cruzimea asta sălbatică, ațâțată de stăpânirea câtorva pietricele albe. Îmi pierise glasul. Ha, ha, tinere, spuse el, diseară vom lua masa împreună, ne vom distra acasă la tine, fiindcă eu nu am gospodărie. Restauratorii ăștia l-ar otrăvi și pe dracul cu supele, sosurile și vinurile lor. Observându-mi expresia feței, își recăpătă brusc liniștea de gheață. Nici nu-ți poți închipui, spuse el, așezându-se lângă cămin, după ce-și puse la încălzit o cană cu lapte. Vrei să mănânci acum cu mine? Urmă el. Poate că o să ne ajungă pentru amândoi. Mulțumesc, i-am răspuns, de obicei nu mănânc până în prânz. În clipa aceea se auziră pași grăbiți pe coridor. Cineva se opri la ușa lui Gobsec și bătu de mai multe ori cu furie. Cămătarul aruncă o privire prin ferestruică și deschise ușa, lăsând să intre un bărbat de vreo 35 de ani, care îi se păru desigur inofensiv în ciuda furiei sale. Noul venit era îmbrăcat foarte simplu și semăna cu răposatul duce de Richelieu. Era contele pe care probabil că-l cunoașteți și care, iertați-mi expresia, avea aerul aristocratic al oamenilor de stat din cartierul dumneavoastră. Notă. Ducele de Richelieu, fiind vorba de un duce de Richelieu răposat de curând, cel în cauză în Gobsec este Armand Emmanuel de Richelieu, ministru al lui Ludovic al XVIII-lea, 1766-1822. Am încheiat nota. Domnule, spuse el, adresându-se lui Gobsec, care redevenise calm, soția mea a ieșit de aici? Tot ce se poate. Ei bine, domnule, nu înțelegeți? Nu am avut cinstea să o cunosc pe soția dumneavoastră, răspunse cămătarul. Am primit foarte multe persoane azi dimineață, femei, bărbați, domnișoare care semănau cu niște tineri și tineri care aduceau a domnișoare. Mi-ar fi foarte greu să... Încetați cu glumele, domnule, e vorba de doamna care a ieșit tocmai acum de la dumneavoastră. Cum aș putea ști dacă dânsa este soția dumneavoastră, întrebă cămătarul, de vreme ce nu am avut niciodată plăcerea să vă văd? Vă înșelați, domnule Gobsec, zise contele pe un ton ironic. Ne-am întâlnit într-o dimineață în odaia soției mele, veniserăți să încasați o poliță subscrisă de ea, dar pe care nu trebuia să o plătească. Nu era treaba mea să cercetez în ce fel primise valoarea poliței, răspunse Gobsec, aruncând o privire răutăcioasă contelui. Scontasem polița unui confrate al meu, de altfel, urmă cămătarul fără tulburare și fără grabă, turnându-și tacticos cafeaua în ceașcă, îngăduiți-mi să vă atrag atenția că nu există niciun temei să credeți că aveți dreptul de a-mi face observații la mine acasă. Sunt major din anul al 61-lea al secolului trecut. Domnule, ați cumpărat adineuri la un preț de nimic niște bijuterii de familie care nu aparțineau soției mele. Deși nu mă consider obligat să vă pun la curent cu afacerile mele, vă voi spune, domnule conte, că dacă doamna contesă v-a luat bijuteriile, s-ar cuveni să-i preveniți printr-o circulară pe toți bijutierii că nu trebuie să le cumpere, ar fi putut să le vândă cu bucata. Domnule, strigă contele, o cunoașteți pe soția mea? Zău?
Ea este supusă autorității soțului. Posibil. Atunci nu avea dreptul să dispună de aceste diamante. Adevărat. Ei bine? Ei bine, domnule, o cunosc pe soția dumneavoastră, firește că ea e supusă autorității soțului, de altfel ea se află sub autoritatea multora, dar nu cunosc diamantele dumneavoastră. Dacă doamna contesă semnează polițe, s-ar putea să se ocupe și cu comerțul, să cumpere diamante și să primească diamante ca să le vândă. S-au mai văzut asemenea cazuri. Adio, domnule, strigă contele palid de mânie, mai sunt pe lumea asta și tribunale. Adevărat. Domnul acesta, adăugă el arătând spre mine, a fost martor la vânzare? Posibil. Contele era gata să plece, deodată dându-mi seama de gravitatea lucrurilor, am intervenit între cele două părți. Domnule conte, îi spusei, aveți dreptate și desigur că domnul Gobseck nu a greșit nici el cu nimic. Nu veți putea urmări pe cel care a luat bijuteriile fără să o amestecați în treaba asta pe soția dumneavoastră și oprobriul nu va cădea numai asupra ei. Sunt avocat, dar mă simt obligat, ca om mai mult decât ca persoană oficială, să vă declar că diamantele despre care vorbiți au fost cumpărate de domnul Gobseck de față cu mine. Socot însă că veți greși dacă veți contesta legalitatea acestei vânzări. De altfel, obiectele în chestiune nu ar putea fi recunoscute decât cu greu. În fapt, ați avea dreptate, dar în fața justiției ați pierde. Domnul Gobseck e prea cinstit ca să nege că această vânzare a fost făcută în folosul lui, cu atât mai mult cu cât conștiința și simțul datoriei mă silesc să o mărturisesc. Dar dacă veți intenta proces, domnule conte, rezultatele ar fi îndoielnice. Vă sfătuiesc, deci, să cădeți la învoială cu domnul Gobseck, care poate invoca buna lui credință, dar căruia, în orice caz, va trebui să înapoiați suma fixată ca preț al vânzării. Ar fi bine să consfințiți la un contract de vânzare cu drept de răscumpărare pe termen de 7 sau 8 luni, poate chiar un an, interval care v-ar îngădui să înapoiați suma împrumutată de doamna contesă, în afară de cazul când preferați să răscumpărați chiar astăzi obiectele, oferind garanții pentru plata sumei. Cămătarul continua să înmoaie pâinea în cafea și să mănânce cu aerul cel mai nepăsător, dar când auzi cuvântul învoială, mă privi ca și cum mi-ar fi spus: ia te uită, șmecherul, știe să profită de pe urma lecțiilor mele. I-am aruncat la rându-mi o privire pe care a înțeles-o de minune. Afacerea era îndoielnică și destul de murdară. Trebuia să se ajungă cât mai repede la o învoială. Gobseck n-avea cum să nege cumpărarea, căci eu aș fi spus adevărul. Contele îmi mulțumi printr-un surâs binevoitor, după tocmeală în cursul căreia Gobseck dădu dovadă de o iscusință și de o lăcomie care ar fi întrecut arta diplomatică a unui întreg congres. Am pregătit un act prin care contele recunoștea că primise din partea cămătarului suma de 85.000 de franci, inclusiv dobânzile, după achitarea căreia Gobseck se obliga să înapoieze diamantele contelui. Ce jaf! Exclamă soțul semnând. Cum aș putea arunca o punte peste prăpastia asta? Domnule, rosti Gobseck pe un ton grav. Aveți mulți copii? Contele tresări la auzul acestei întrebări ca și cum, asemenea unui medic atot știutor, cămătarul ar fi pus fără veste degetul pe rană. Soțul nu răspunse. Ei bine, vorbi mai departe Gobseck, înțelegând ce însemna durerea mută a contelui. Vă știu pe de rost viața, această femeie este un demon pe care probabil că îl mai iubiți. Vă înțeleg, m-a tulburat și pe mine. Poate că ați vrea să vă salvați averea, să o păstrați pentru unul sau doi din copiii dumneavoastră. Ei bine, aruncați-vă în vâltoarea lumii, jucați, pierdeți averea aceasta, vizitați-l mereu pe Gobseck. Lumea va spune că sunt un evreu, un arab, un cămătar, un pirat, că v-am ruinat. Puțin îmi pasă, dacă cineva mă insultă, îl dobor. Nimeni nu mânuiește mai bine pistolul și sabia ca umilul dumneavoastră servitor. Asta o știe oricine. Apoi găsiți-vă un prieten dacă puteți întâlni ceva de soiul ăsta căruia să-i vindeți de formă averea dumneavoastră. Nu se numește aceasta un fideicomis? Întrebă el întorcându-se spre mine. Notă. Fideicomis, moștenire lăsată prin testament unei persoane de încredere care trebuie să o remită alteia. Am încheiat nota. Contele, care părea dus pe gânduri, ne părăsi spunând: veți avea banii mâine, domnule, pregătiți diamantele.
Pare prost ca un om cinstit, îmi spuse rece Gobseck după plecarea contelui. Mai degrabă, prost ca un om stăpânit de patimă. Contele îți datorează onorariul pentru întocmirea actului, îmi strigă el în clipa când mă îndreptam spre ușă. Într-o dimineață, la câteva zile după această întâmplare, care mă inițiase în misterele înfricoșătoare ale unei femei din lumea bună, contele intră în biroul meu. Domnule, spuse el, am venit să vă consult într-o chestiune foarte gravă. Vă declar că am toată încrederea în dumneavoastră și sper să vă dovedesc. Purtarea pe care ați avut-o față de doamna de Grandlieu este mai presus de orice laudă. Vedeți, deci, doamnă, spuse avocatul către vicontesă, că mi-ați plătit în miit prețul unei acțiuni atât de simple. M-am înclinat respectuos și i-am răspuns că am făcusem numai datoria de om cinstit, atât și nimic mai mult. Domnule, mi-a spus contele, am luat foarte multe informații asupra ciudatului personaj căruia îi datorați situația dumneavoastră de astăzi. Pe cât îmi pot da seama, Gobseck este un filosof din școala cinicilor. Ce părere aveți despre cinstea lui? Domnule conte, Gobseck este binefăcătorul meu cu dobândă de 15%, am adăugat râzând, dar zgârcenia lui nu mă poate face să-i dezvălui caracterul în fața unui necunoscut. Vorbiți, vă rog, sinceritatea nu poate dăuna nici lui Gobseck și nici dumneavoastră, nici nu mă aștept să descoper un înger în persoana unui cămătar. Taica Gobseck, urmai eu, este adânc convins de un principiu care stă la temelia întregii sale activități. După el, banul este o marfă care poate fi vândută scump sau ieftin, de la caz la caz, fără să-ți pătezi în vreun fel conștiința. În ochii lui, capitalistul este un personaj care intră în mod anticipat ca asociat în afacerile și speculațiile rentabile prin dobânda pe care o cere pentru banii lui. Lăsând deoparte principiile financiare și observațiile lui filosofice asupra sufletului omenesc, care îi îngăduie să se comporte în aparență ca un cămătar, sunt adânc convins că, de îndată ce iese din sfera afacerilor, este cel mai sensibil și cel mai cinstit om din întreg Parisul. În el trăiesc doi oameni, un avar și un filosof, unul e meschin, celălalt e generos. Dacă va fi să mor, tutorele viitorilor mei copii va fi el. Iată cum mi-a dezvăluit experiența caracterul lui Gobseck. Nu cunosc nimic din trecutul lui. S-ar putea să fi fost pirat, poate că a străbătut întreaga lume făcând trafic de diamante sau de oameni, de femei sau de secrete de stat, dar vă jur că nu există suflet omenesc mai călit și mai încercat ca al lui. În ziua când i-am adus suma prin care îmi achitam complet datoria față de el, l-am întrebat, desigur cu oarecare ocoluri, ce l-a făcut să-mi ceară dobânzi atât de mari și care a fost motivul pentru care, vrând să-mi facă un bine mie prietenului său, nu mi l-a făcut până la capăt. Fiul meu, te-am scutit de recunoștință dându-ți dreptul de a crede că nu-mi datorez nimic. În felul acesta suntem cei mai buni prieteni din lume. Răspunsul acesta, domnule, vi-l dezvăluie pe om mai bine decât orice cuvinte. Hotărârea mea este luată, îmi spuse contele. Pregătiți actele necesare pentru a preda lui Gobseck proprietatea bunurilor mele. Vă încredințez numai dumneavoastră, domnule, redactarea unui act secret prin care el va declara că această vânzare este simulată și se va obliga să înmâneze averea mea, administrată așa cum va crede el de cuviință, fiului meu cel mai mare, când acesta va deveni major. Și acum, domnule, trebuie să vă mai spun ceva. Mă tem să țin la mine acest act atât de important. Nu am curajul să-l încredințez fiului meu, deoarece cunosc dragostea pe care o poartă mamei sale. În felul acesta, totul este prevăzut. Contele tăcu o clipă, părea foarte neliniștit. Vă rog să mă scuzați, urmă el, sunt tare suferind, starea sănătății mele mă îngrijorează. De curând am avut mari supărări și aceasta este pricina pentru care trebuie să iau asemenea măsuri importante. Domnule, i-am spus eu, îngăduiți-mi să vă mulțumesc mai întâi pentru încrederea pe care mi-o acordați, dar trebuie să o îndreptățesc atrăgându-vă atenția că prin aceste măsuri îi desmoșteniți de tot pe ceilalți copii. Ei poartă numele dumneavoastră, chiar dacă ei n-ar fi decât copiii unei femei iubite odinioară, dar astăzi decăzută și tot ar avea dreptul la o anumită existență. Vă declar că nu voi primi misiunea cu care vreți să mă onorați dacă nu veți îngriji și de soarta lor.
Aceste cuvinte îl tulburară peste măsură pe conte, ochii i se umeziră, îmi strânse mâna spunând: Nu vă cunoșteam încă bine, mi-ați pricinuit și bucurie și durere totodată. Vom stabili în prevederile actului partea ce li se cuvine acestor copii. L-am însoțit până la ușa biroului meu și mi s-a părut că citesc pe fața lui mulțumirea sufletească pe care i-o pricinuia acest act de dreptate. Iată deci, Camelia, cum apucă tinerele femei pe calea pierzaniei. Uneori e de ajuns un dans, o melodie cântată la pian, o plimbare la țară pentru a pricinui o nenorocire îngrozitoare. Poți aluneca în prăpastie ascultând îndemnurile vanității, orgoliului, încrezându-te într-un surâs din nebunie sau din nesocotință. Rușinea, remușcarea și mizeria sunt cele trei furii în mâinile cărora cad negreșit femeile de îndată ce depășesc marginile. Sărmana Camelia, pică de somn, spuse vicontesa, întrerupându-l pe avocat. Du-te, fata mea, du-te la culcare, sufletul tău nu are nevoie de pilde atât de înfricoșătoare ca să rămână curat și plin de virtute. Camelia de Grandlieu înțelese vorbele mamei sale și plecă. Ai mers puțin cam prea departe, dragul meu, Derville, spuse vicontesa. Avocații nu sunt nici mame, nici propovăduitori. Bine, dar ziarele sunt de 1000 de ori mai... Sărmanul meu, Derville, nu te mai recunosc. Îți închipui că fica mea citește ziarele? Povestește mai departe, adăugă ea după o clipă. Au trecut 3 luni de la ratificarea vânzării efectuate de către conte în folosul lui Gobseck. Acum că fica mea nu mai e de față, poți pronunța numele contelui de Resto, spuse vicontesa. Fie, continua avocatul, mult timp după scena aceea nu primisem încă actul ce trebuia să rămână în mâinile mele. La Paris, avocații sunt prinși într-un vârtej care îi face să nu se mai poată ocupa de afacerile clienților lor, decât în măsura în care se ocupă și aceștia de ele, în afară de excepțiile pe care știm să le facem. Totuși, într-una dintre zilele, când cămătarul lua masa la mine, l-am întrebat la sfârșitul mesei dacă știe de ce domnul de Rusto nu mai dădea niciun semn de viață. Are motive cât se poate de întemeiate. Contele este pe moarte. Omul ăsta este una dintre acele ființe simțitoare care, neștiind să lupte împotriva necazurilor, se lasă ucis de ele. Viața este o muncă, un meșteșug pe care trebuie să te ostenești să-l înveți. Atunci când un om a cunoscut viața trecând prin durerile ei, fibrele sufletului lui se oțelesc și capătă o oarecare mlădiere care îi îngăduie să-și stăpânească sentimentele. Nervii lui devin un fel de arcuri de oțel care se îndoaie fără să se rupă. Dacă stomacul este sănătos, un om astfel pregătit poate trăi tot atât de mult cât și cedrii Libanului, care, trebuie să recunoști, sunt niște copaci fără pereche. Contele e chiar pe moarte? L-am întrebat. Se prea poate, mi-a răspuns Gobseck. Succesiunea lui va fi o afacere grasă pentru dumneata. L-am privit și am spus, încercând să-i pătrund intențiile. Spune-mi, te rog, de ce eu și contele suntem singurele persoane cărora le arăți interes? Pentru că sunteți singurii care v-ați încredințat mie fără tertipuri, mi-a răspuns el. Deși eram îndreptățit să cred în urma acestui răspuns că Gobseck nu va abuza de situație dacă actul secret se va pierde, m-am hotărât totuși să-l vizitez pe conte, sub cuvânt că am treabă, am plecat. Curând am ajuns la locuința lui de pe strada Helder. Am fost condus într-un salon în care contesa se juca cu copiii. Când valetul mă anunță, contesa se ridică brusc, veni în întâmpinarea mea și se așeză tăcută, arătându-mi cu mâna un fotoliu de lângă cămin. Își pusese pe față masca de nepătruns a femeilor de lume care știu atât de bine să-și ascundă pasiunile. Necazurile îi ofiliseră de pe acum fața, rămăseseră numai trăsăturile ei minunate ca unică mărturie a frumuseții trecute. Doamnă, trebuie neapărat să vorbesc cu domnul conte. Veți fi, deci, mai privilegiat decât mine, mă întrerupse ea. Domnul de Rusto nu vrea să vadă pe nimeni, cu chiu cu vai se lasă examinat de medic, refuză orice îngrijire, chiar și pe ale mele. Bolnavii au atâtea ciudățenii, se poartă ca niște copii, nu știu ce vor. Poate că asemenea copiilor știu prea bine ce vor. Contesa roșii, mă cam căiam de această replică demnă de Gobseck. Dar urmai eu ca să schimb vorba. Mi se pare cu neputință ca domnul să stea tot timpul singur.
Fiul lui cel mare e lângă el, spuse ea. În zadar o cercetai cu privirea. De data aceasta, contesa nu mai roșii și mi se păru că se înverșuna să nu mă lase să-i pătrund tainele. Trebuie să înțelegeți, doamnă, că nu vreau să fiu indiscret cerând această întrevedere. Sunt în joc interese foarte importante. Mușcai buzele, dându-mi seama că alesesem o cale greșită. De altfel, contesa profită numai decât de zăpăceala mea. Interesele mele nu sunt deosebite de cele ale soțului meu, spuse ea. Nu există niciun motiv să nu puteți discuta cu mine. Chestiunea pentru care am venit nu îl privește decât pe domnul conte, am răspuns eu cu hotărâre în glas. Îi voi comunica dorința dumneavoastră de a-l vedea. Tonul politicos cu care rosti această frază și întreaga ei ținută nu m-au putut înșela. Am înțeles că nu-mi va îngădui niciodată să mă apropii de soțul ei. Am mai vorbit puțin despre o seamă de lucruri neînsemnate pentru ca să o pot urmări pe contesă. Dar, ca toate femeile care și-au pus în gând ceva, ea știa să se prefacă, atingând acea perfecțiune rară care, la femei, reprezintă cel mai înalt grad al perfidiei. Îndrăsnesc să afirm că mă așteptam la orice din partea ei, chiar și la o crimă. Această presimțire se întemeia pe ceea ce înțelegeam din gesturile, privirile, purtările și chiar inflexiunile vocii ei. Am plecat. Acum vă voi descrie întâmplările cu care se încheie această aventură, adăugând o serie de fapte care mi-au fost dezvăluite cu timpul, precum și amănuntele pe care perspicacitatea lui Gobseck sau a mea le-a putut surprinde. Din clipa în care contele de Rusto s-a prefăcut că se aruncă în vâltoarea plăcerilor și că vrea să-și risipească averea, au avut loc între cei doi scene nebănuite de nimeni, care au îngăduit contelui să-și facă o părere și mai proastă despre soția sa decât până atunci. De îndată ce s-a îmbolnăvit și nu s-a mai putut scula din pat, a început să-și manifeste ura față de soția și cei doi copii mai mici. Le-a interzis să intre în camera lui, iar atunci când au încercat să nu țină seama de acest ordin, domnul de Rusto a avut asemenea crize încât medicul a stăruit foarte serios pe lângă contesă și a obținut ca ordinele soțului ei să nu mai fie nesocotite. Desigur că doamna de Rusto, văzând că pământurile, proprietățile familiei și chiar casa în care locuia trec treptat în mâinile lui Gobseck, care părea să-l întruchipeze pe căpcă unul din povești, înghițindu-le averea, a înțeles planurile soțului ei. Domnul de Trei, fiind pe atunci prea hărțuit de creditorii lui, plecase în Anglia. Numai el ar fi putut să o pună la curent pe contesă cu măsurile luate de domnul de Rusto împotriva ei la propunerea lui Gobseck. Se spune că ea a rezistat foarte mult până să-și pună semnătura, fără de care, potrivit legilor noastre, actele de vânzare nu sunt valabile. Ea credea că soțul ei își transformă averea în titluri și că puținele polițe care o reprezentau fuseseră depuse în vreo casetă, la vreun notar sau poate la bancă. După socotelile ei, domnul de Rusto trebuia totuși să aibă un act prin care fiul său mai mare să poată reintra în proprietatea bunurilor la care ținea mai mult. De aceea, ea luase hotărârea de a ține sub cea mai strictă supraveghere camera soțului ei. Începu să domnească ca un despot în casă, spionând în dreapta și în stânga. Stătea toată ziua în salonul de lângă camera contelui, de unde putea să deslușească până și șoaptele și mișcările lui cele mai neînsemnate. Noaptea punea să îi se aducă un pat tot în salonul acela, în care de altfel stătea trează mai tot timpul. Față de doctor, arăta un interes deosebit. Devotamentul acesta stârni admirație. Știa să ascundă cu iscusința fățarnicilor antipatia pe care o avea față de ea domnul de Rusto și juca atât de perfect rolul îndureratei încât i se duse vestea. Câteva bigote crezură chiar că în felul acesta contesa își răscumpăra păcatele. De fapt, ea era urmărită de gândul mizeriei care o aștepta după moartea contelui, dacă nu va fi destul de dibace în aceste momente. Iată cum, deși alungată de lângă patul de suferință în care se chinuia soțul ei, această femeie urzise un cerc magic în jurul lui. Departe și totuși aproape de el, căzută în disgrație și totuși atotputernică, apărea ca o soție devotată, dar de fapt îi aștepta moartea pentru a pune mâna pe avere, întocmai ca acea gânganie de câmp
I-am uit în fundul gropii de nisip, săpat în formă de spirală, care își pândește prada ascultând căderea fiecărui firicel de nisip. Chiar și judecătorul cel mai sever ar fi recunoscut că femeia asta își iubea la nebunie copiii. Se spune că moartea tatălui ei a fost pentru ea o lecție. Își idolatriza copiii și de aceea și-a ascuns păcatele în fața lor, vârsta lor i-a îngăduit să-și atingă țelul și să se facă iubită de ei, dându-le cea mai bună și mai strălucită educație. Mărturisesc că nu-mi pot înnăbuși sentimentul de admirație și compătimire față de această femeie, sentiment pentru care Gobseck mă lua mereu în râs. Pe vremea aceea, contesa, care își dădea seama de ticăloșia lui Maxim, răscumpără prin lacrime amare greșelile trecutului. Aceasta este părerea mea. Oricât de respingătoare erau măsurile pe care le lua pentru a recâștiga averea soțului ei, ele izvorau din dragostea de mamă și din dorința ei de a repara greșelile săvârșite față de copii. Și în afară de aceasta, poate că, așa cum se întâmplă cu unele femei care au trecut prin furtuna patimilor, simțea nevoia să redevină virtuoasă. Poate că nu a cunoscut prețul virtuții decât în clipa când a cules fructele amare ale păcatelor ei. Ori de câte ori tânărul Ernest ieșea din camera tatălui său, era supus unui interogatoriu sever în legătură cu tot ceea ce spusese sau făcuse contele. El îi făcea mamei lui pe plac, crezând că nerăbdarea ei izvorăște dintr-un sentiment de dragoste pentru conte, ba chiar îi spunea mai mult decât întreba ea. Vizita mea a fost pentru contesă o străfulgerare, a făcut-o să vadă în mine un instrument al răzbunării contelui. De aceea hotărâ să nu-mi îngăduie să mă apropii de muribund. Presimțind o nenorocire, eu doream neapărat să-l văd pe contele de Resto, mai ales că eram neliniștit de soarta actului. Dacă acesta ar fi căzut în mâinile contesei, ea ar fi putut să-l folosească și atunci ar fi început o serie nesfârșită de procese între ea și Gobseck. Îl cunoșteam prea bine pe cămătar pentru a-mi da seama că nu va înapoia niciodată averea contesei și existau nenumărate posibilități de interpretare a termenilor acestui act, ale cărui prevederi nu puteau fi înfăptuite decât de mine. În dorința de a preîntâmpina atâtea nenorociri, m-am dus încă o dată la contesă. Am observat, doamnă, spuse Derville, adresându-se vicontesei de Grandlieu pe un ton confidențial. Am observat că există anumite fenomene morale cărora nu li se acordă destulă atenție în societate. Fiind din fire înclinat spre observație, am ajuns fără să vreau ca în afacerile de care mă ocup și în care pasiunile sunt puternic puse în mișcare să-mi exercit acest spirit de analiză. Am privit întotdeauna cu un sentiment de mirare mereu reînnoit faptul că gândurile tainice și ideile a doi adversari sunt totdeauna ghicite reciproc. Uneori cei doi dușmani au aceeași luciditate de gândire, aceeași forță de pătrundere intelectuală ca și doi îndrăgostiți care ghicesc unul în sufletul celuilalt. De aceea, când ne-am aflat față în față contesa și cu mine, am înțeles dintr-o dată pricina antipatiei pe care o nutrea pentru mine, deși își ascundea sentimentele sub masca cea mai grațioasă a politeții și a bunăvoinței. Era silită să se destăinuiască în fața mea și e cu neputință ca o femeie să nu urască pe bărbatul în fața căruia trebuie să roșească. Ea ghicise că, deși soțul ei mi se încredințase pe deplin, nu-mi dăduse încă pe mână averea. Convorbirea dintre noi, de a cărei relatare vă scutesc, mi-a rămas vie în amintire ca una dintre bătăliile cele mai periculoase pe care a trebuit să le dau. Contesa, înzestrată din fire cu toate însușirile necesare pentru a fermeca, s-a arătat rând pe rând mlădioasă, mândră, lingușitoare și încrezătoare. A încercat chiar să-mi atâțe curiozitatea, să-mi cucerească inima pentru a mă domina, dar a dat greș. Când m-am ridicat să plec, am surprins în ochii ei o sclipire de furie și de ură de care m-am cutremurat. Ne-am despărțit dușmani. Ar fi vrut să mă nimicească, mie însă mi-era milă de ea, simțământ care, pentru anumite caractere, echivalează cu cea mai groasnică jignire. Simțământul acesta a răzbătut în ultimele cuvinte pe care i le-am spus. I-am sădit, cred, o spaimă cumplită în suflet, spunându-i că oricum va proceda, va fi în orice caz ruinată. Dacă l-aș putea vedea pe domnul conte, cel puțin averea copiilor dumneavoastră... Voi fi la discreția dumneavoastră, îmi tăie ea vorba cu un gest disprețuitor. De vreme ce pusesem problema atât de limpede, m-am hotărât
să salvez această familie de la mizeria care o aștepta. Eram decis să săvârșesc chiar și falsuri judiciare pentru a-mi atinge scopul. Iată cum am procedat. L-am pus sub urmărire pe contele de Rusto pentru o datorie fictivă în favoarea lui Gobseck și am obținut condamnarea lui. Contesa a ascuns această procedură, dar în felul acesta am obținut dreptul de a sigila averea contelui după moartea lui. L-am cumpărat pe unul dintre servitori și am obținut de la el făgăduiala că de îndată ce contele va fi pe pragul morții, va veni să îmi anunțe chiar și la miezul nopții ca să pot interveni imediat și, amenințând-o pe contesă cu punerea neîntârziată a sigiliilor, să pot salva în felul acesta actul secret. Am aflat mai târziu că femeia aceasta studia totul pe față și pe dos în timp ce auzea gemetele bărbatului ei în agonie. Dacă s-ar descoperi un mijloc de a zugrăvi gândurile oamenilor, cât de înfricoșătoare ar fi tablourile care înfățișează sufletele celor din jurul patului unui muribund. Și întotdeauna pricina intrigilor care se urzesc, a planurilor care se pun la cale, este averea. Dar să lăsăm însă amănuntele astea destul de plicticoase, dar care v-au înlesnit să înțelegeți suferințele acestei femei, ale soțului ei și care v-au dezvăluit poate secretele câtorva căsnicii asemănătoare. De 2 luni, contele de Rusto, împăcat cu propria-i soartă, zăcea la pat singur în camera lui. O boală nimicitoare îi vlăguise cu încetul trupul și mintea. Stăpânit de acele manii bolnăvicioase, a căror ciudățenie pare inexplicabilă, nu dădea voie să se deretice în camera lui, refuza orice fel de îngrijiri și chiar să îi se facă patul. Această apatie totală își pusese pecetea și în jurul lui. Obiectele din odaie erau aruncate vraiște, mobilele cele mai prețioase erau acoperite de praf și pânze de păianjen. Deși pe vremuri fusese bogat și foarte rafinat în gusturi, se complăcea acum să privească tabloul jalnic al camerei lui, în care căminul, biroul și scaunele erau încurcate cu obiecte trebuincioase unui bolnav, sticluțe goale sau pline, aproape toate murdare, rufe risipite, farfurii sparte, în fața căminului se vedea un vas pentru încălzitul patului, apoi o putină încă plină cu apă minerală. Fiecare amănunt al acestui haos respingător îți dădea sentimentul nimicniciei. Moartea se furișa în lucruri înainte de a-l năpădi pe om. Contele ura lumina, obloanele ferestrelor rămâneau închise și întunericul sporea și mai mult aspectul sumbru al acestei triste încăperi. Bolnavul slăbise peste măsură, numai ochii în care părea că se refugiase toată viața sa îi rămăseseră strălucitori. Paloarea obrajilor lui te înspăimânta ca și părul crescut sălbatic pe care nu voise să-l tundă niciodată și care îi cădea în șuvițe lungi peste obraji lipindu-se de ei. Semăna cu pustnicii fanatici din deșert. Suferința stingea toate sentimentele omenești în omul acesta în vârstă de numai 50 de ani, pe care odinioară întreg Parisul îl cunoscuse ca un om atât de inteligent și fericit. La începutul lunii decembrie a anului 1824, într-o dimineață, își îndreptă privirile spre fiul său Ernest, care stătea la picioarele patului și se uita melancolic la el. "Te doare?" îl întrebă tânărul viconte. "Nu," răspunse el cu un surâs înspăimântător. "Toată durerea este aici și în jurul inimii." Și, după ce arătă spre cap cu mâna, apăsă cu degetele descărnate pe pieptul scobit. Lui Ernest îi dădură lacrimile. "De ce nu vine domnul Derville?" întrebă contele pe valetul său, pe care îl credea foarte devotat, dar care era de fapt omul contesei. "Cum se poate una ca asta, Maurice?" strigă muribundul, care se ridicase într-o rână și părea că și-a recăpătat luciditatea. "Este a 7-a sau a 8-a oară în timp de 15 zile că te trimit la avocatul meu și tot nu a venit? Credeți că vă puteți bate joc de mine? Du-te imediat la avocat și adu-mi-l încoace. Dacă nu-mi îndeplinești porunca, mă scol și mă duc chiar eu." "Doamnă," îi spuse valetul contesei, ieșind din camera contelui, "ați auzit ce a spus domnul conte, ce trebuie să fac?" "Te vei preface că te duci la avocat și te vei reîntoarce spunând că este plecat undeva la 60 de kilometri de aici pentru un proces foarte important. Vei adăuga că se reîntoarce la sfârșitul săptămânii."
Bolnavii se lasă ușor amăgiți asupra sorții lor, gândi contesa, așa încât va aștepta întoarcerea lui Derville. În ajun, doctorul declarase că nu știa sigur dacă soțul ei va mai trăi 24 de ore. Când, după 2 ore, valetul se întoarse la stăpânul lui cu răspunsul acela care îi lua orice nădejde, muribundul se arătă foarte neliniștit. Doamne Dumnezeule, bolborosi el de câteva ori, nu mai am încredere decât în tine. Îl privi timp îndelungat pe fiul său, apoi îi spuse cu o voce stinsă. Ernest, copilul meu, ești foarte tânăr, dar ai o inimă bună și înțelegi, desigur, sfințenia făgăduinței făcute unui muribund, unui tată. Te simți în stare să păstrezi un secret, să-l îngropi în tine, astfel încât nici măcar mama ta să nu-l bănuiască? Astăzi, fiul meu, în casa asta nu mai pot avea încredere în nimeni altcineva în afară de tine. N-ai să trădezi această încredere? Nu, tată. Ei bine, Ernest, peste câteva clipe îți voi înmâna un plic sigilat care aparține domnului Derville. Îl vei păstra în așa fel încât nimănui să nu-i dea prin gând că se află la tine. Te vei strecura în afara casei și îl vei arunca în cutia poștală de la capătul străzii. Da, tată. Pot să mă bizui pe tine? Da, tată. Vino să te îmbrățișez, scumpul meu copil, în felul acesta îmi faci moartea mai puțin amară. Peste 6 sau 7 ani vei înțelege ce însemnătate are această taină și atunci vei fi răsplătit pentru iscusința și devotamentul tău. Atunci vei afla cât te-am iubit. Lasă-mă singur o clipă și nu da voie nimănui să intre aici. Când ieși, Ernest o văzu pe mama lui stând în picioare în mijlocul salonului. Ernest, îi spuse ea, vino încoace. Se așeză și luându-l pe Ernest între genunchi, îl strânse cu putere la piept și îl sărută. Tata, ți-a vorbit? Da, mamă. Ce ți-a spus? Nu pot să spun, mamă. A, scumpul meu copil, strigă contesa, strângându-l și mai tare. Câtă bucurie îmi faci când te văd atât de discret. Să nu minți și să nu-ți calci cuvântul. Iată 2 principii ce nu trebuie să le uiți niciodată. Ce frumoasă ești, mamă. Tu n-ai mințit niciodată, sunt sigur. Uneori, scumpul meu Ernest, am mințit. Da, mi-am călcat cuvântul în împrejurări în care nici legile nu mai au preț. Ascultă, Ernest, ești destul de mare și destul de înțelegător ca să-ți dai seama că tatăl tău mă respinge, că nu primește îngrijirile mele și asta nu e firesc pentru că știi cât îl iubesc. Da, mamă. Bietul meu copil, continuă contesa plângând, nenorocirea asta este rodul unor urzeli dușmănoase. Niște oameni răi au încercat să mă îndepărteze de tatăl tău pentru a-și satisface lăcomia. Ei vor să ne răpească averea, să pună mâna pe ea. Dacă tatăl tău ar fi sănătos, neînțelegerea dintre noi ar înceta curând. M-ar asculta și, fiind bun și iubitor din fire, și-ar recunoaște greșeala. Dar mintea lui e rătăcită și, din pricina bolii, prejudecățile pe care le avea în privința mea s-au prefăcut într-o idee fixă, într-un fel de nebunie. Slăbiciunea pe care o are tatăl tău pentru tine e încă o dovadă că mintea lui nu este sănătoasă. N-ai observat oare, înainte de a se îmbolnăvi, că îi iubește pe Pauline și pe George mai puțin decât pe tine? Acum tot ce face e numai din capriciu. Dragostea ce ți-o poartă l-ar putea îndemna să-ți dea unele porunci, dacă nu vrei să-ți ruinezi familia, îngerul meu, și dacă nu vrei să-ți vezi într-o bună zi mama cerșind o bucată de pâine, trebuie să-mi spui totul. Ah, strigă contele, care, deschizând ușa, se arătă deodată aproape gol, uscat și descărnat ca un schelet. Strigătul acesta înnăbușit o impresionă puternic pe contesă, care rămase nemișcată, împietrită de uimire. Soțul ei era atât de slab și de palid, încât ai fi zis că ieșise din mormânt. Mi-ai amărât viața și vrei să-mi tulburi și moartea, să otrăvești mintea fiului meu, să faci din el un păcătos, strigă el cu o voce spartă. Contesa se aruncă la picioarele muribundului pe care ultimele emoții ale vieții îl făceau aproape hidos și începu să verse valuri de lacrimi. Iertare, iertare, strigă ea. Dar ție ți-a fost vreodată milă de mine? O întrebă el. Te-am lăsat să-ți risipești averea, acum vrei să o distrugi și pe a mea, vrei să-mi ruinezi fiul. Bine, fie, n-avea milă de mine, fi neîndurător, dar copiii, silește-o pe văduva ta să trăiască într-o mănăstire, mă voi supune ca să-mi răscumpăr greșelile pe care le-am săvârșit față de tine. Voi face tot ce vei porunci, numai copiii să fie fericiți. Ah, copiii!
Nu am decât un copil, răspunse contele, întinzându-și brațul descărnat ca un simbol al disperării spre fiul său. Iertare, m-am pocăit, strigă contesa, înconjurând cu brațele picioarele umede ale soțului ei. Hohotele de plâns o împiedicau să vorbească și din gâtlejul ei încins ieșeau cuvinte fără șir. După cele ce i-ai spus lui Ernest, îndrăsnești să vorbești de pocăință, rosti muribundul și o trânti pe contesă împingând-o cu piciorul. Mă înspăimânți, adăugă el cu o răceală care avea ceva înfricoșător. Ai fost o fică rea, ai fost o soție rea și vei fi o mamă rea. Nenorocita căzu leșinată, muribundul se întoarse în patul lui, se culcă și peste câteva ore își pierdu cunoștința. Veniră preoții ca să-l împărtășească, pe la miezul nopții și-a dat sufletul. Emoțiile din dimineața acelei zile îi storseseră și ultima picătură de vlagă. La miezul nopții am sosit și eu împreună cu taica Gobsec. Profitând de neorânduiala care domnea peste tot, ne-am furișat în salonașul de lângă camera mortului și am găsit acolo pe cei trei copii plângând între doi preoți ce trebuiau să petreacă noaptea lângă cadavru. Ernest veni la mine și îmi spuse că mama lui dorește să rămână singură în camera contelui. Nu intrați, îmi spuse el pe un ton uimitor de energic. Se roagă. Gobsec începu să râdă cu râsul lui înfundat. Eram prea mișcat de sentimentele pe care le citeam pe fața lui Ernest pentru a putea împărtăși gândurile ironice ale avarului. Când copilul văzu că ne îndreptam spre ușă, se lipi de ea strigând: Mamă, au venit niște domni în negru care te caută. Gobsec îl dădu pe copil la o parte ca pe un fulg și deschise ușa. Ce priveliște se înfățișă ochilor noștri! În cameră domnea o dezordine înfiorătoare. Cu părul vâlvoi și cu ochii sticlind de disperare, contesa rămăsese în picioare, neștiind ce să facă, nemișcată, în mijlocul boarfelor, hârtiilor și rufelor aruncate claie peste grămadă. De îndată ce contele își dăduse sufletul, soția lui deschisese toate sertarele și biroul. În jurul ei, covorul era acoperit cu sfărâmături, câteva obiecte și dosare fuseseră distruse, peste tot mâinile ei îndrăsnețe lăsaseră urme. Probabil că la început încercările ei fuseseră zadarnice, dar atitudinea și frământarea ei m-au făcut să cred că până la urmă dăduse peste hârtiile misterioase. Am aruncat o privire spre pat și, datorită instinctului pe care îl creează practica afacerilor, am ghicit tot ce se petrecuse. Cadavrul contelui era pe marginea patului, aproape de-a curmezișul, cu fața întoarsă în jos spre saltea, aruncat cu tot atâta dispreț ca și plicurile ce zăceau pe podea. De altfel, el însuși nu mai era decât un fel de plic gol. Membrele lui, uscate și țepene, îi dădeau un aer grotesc înfricoșător. Desigur că muribundul ascunsese actul sub pernă pentru ca nimeni să nu se poată atinge de el atât cât va fi în viață. Contesa ghicise gândul bărbatului ei, gând care părea de altfel întrupat în ultimul său gest, în degetele lui crispate. Perna fusese azvârlită lângă pat și mai purta încă forma întipărită a piciorului contesei. În fața ei zări un plic sigilat în mai multe locuri cu pecetea contelui. L-am ridicat repede și din cele scrise pe el am văzut că mi era destinat. Am privit-o îndelung pe contesă cu asprimea pătrunzătoare a unui judecător care interoghează un acuzat. Flăcările căminului înghițeau hârtiile. Auzindu-ne pașii, contesa le aruncase în foc, închipuindu-și în urma citirii primelor dispoziții impuse de mine în favoarea copiilor ei că distruge un testament care îi lipsea de avere. Conștiința încărcată și teama nestăpânită pe care o simte vinovatul în clipa când făptuiește o crimă, o făcuseră să-și piardă mințile. Prinsă asupra faptului, poate că se și vedea pe eșafod și simțea fierul roșu al călăului. Aștepta gâfâind și cu privirea rătăcită primele noastre cuvinte. Vai, doamnă, i-am spus eu scoțând din cămin un petic de hârtie pe care focul nu l-atinsese. V-ați ruinat copiii. Hârtiile acestea erau titlurile lor de proprietate. Buzele începură să-i tremure de parcă ar fi fost în pragul unui atac de paralizie. Ha-ha, izbucni Gobsec scoțând un sunet care aducea cu scârțâitul unui sfeșnic de aramă împins pe o placă de marmură. După o clipă, bătrânul îmi spuse calm. Vrei cumva să o faci pe contesă să creadă că nu sunt proprietarul legitim al bunurilor pe care mi le-a vândut domnul conte? De aici înainte, casa asta îmi aparține.
Dacă cineva m-ar fi lovit cu o măciucă în cap, nu m-ar fi durut mai mult și nu aș fi fost mai uimit. Contesei nu-i scăpă privirea nehotărâtă pe care i-o aruncai cămătarului. Domnule, domnule, îi spuse ea, negăsind alte cuvinte. Ai vreun fideicomis? L-am întrebat eu. Poate că da. Vei abuza, deci, de crima săvârșită de doamna contesă? Chiar așa. Am ieșit din încăpere, lăsând-o pe contesă așezată lângă patul mortului și plângând în hohote. Gobseck veni după mine. Pe stradă m-am despărțit de el, dar cămătarul m-a ajunsă din urmă și mi-aruncă una dintre acele priviri adânci cu care scormonea el sufletele, spunându-mi cu vocea lui pițigăiată: Îndrăsnești să mă judeci?